Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la conferința Prevenirea și diminuarea corupției în sistemul medical din Moldova, propuneri pentru noua strategie anticorupție. Anul trecut a fost realizat studiul Cartografierea riscurilor de corupție în domeniile educație, asistență socială, sănătate și agroalimentar, realizat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, AGER, Inițiativa Pozitivă, Open Contracting Partnership, cu suportul generos al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Cele patru domenii cheie pentru dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova și spre care sunt direcționate resurse financiare considerabile din bugetul de stat rămân a fi unele dintre cele mai afectate de corupție. În decembrie anul trecut am discutat despre măsurile de prevenire și eliminare a corupției în sistemul de învățământ. Participanții de atunci au venit cu mai multe propuneri ce urmează a fi expediate Centrului Național Anticorupție în contextul elaborării noii strategii naționale anticorupție. Același lucru vă invităm să îl facem și astăzi. Vom asculta concluziile studiului la capitolul Corupție în sistemul medical și recomandările privind prevenirea și diminuarea acestui fenomen. Iar împreună cu toți participanții vom discuta ce măsuri trebuie luate la nivel național. Evenimentul este organizat cu suportul proiectului Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei cu finanțarea Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. În continuare, am onoarea de a oferi cuvântul pentru un mesaj de salut doamnei Janine Baudac, manager de proiect GIZ Moldova. Bună ziua, bună dimineața domnilor și doamnelor. După cum am fost deja prezentată, eu sunt noul manager de proiect pentru proiectul Consolidarea Supremației Legii și Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova. Am sosit aici în luna noiembrie, sunt relativ nouă în țară, dar sunt foarte bucuroasă și am plăcerea și onoarea de a participa la implementarea acestui proiect în Republica Moldova. Am lucrat în domeniul guvernanței în diverse țări anterior. Este pentru prima dată, de fapt, când revin în Europa și lucrez aici și sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici cu voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră și sunt nerăbdătoare să particip la acest eveniment de astăzi, fiindcă pentru mine, văzând această strategie și planurile sectoriale, desigur că primul pas sau primul eveniment la care particip eu este evaluarea care a fost făcută și recomandările care au fost înaintate. Și nu doar personal, deoarece am lucrat foarte mult cu societatea civilă și consolidarea dialogului cu cetățenii și întreg domeniul guvernării. Sunt foarte bucuroasă la fel să văd că avem aici reprezentanți ai societății civile, dar la fel și reprezentanți ai guvernului. Și la fel sper că după evaluare și după ce recomandările au fost prezentate, că sper foarte mult că vom determina și vom încerca să vedem cum împreună putem găsi calea pentru viitor. Eu am onoarea de a fi aici în sală cu foarte mulți specialiști în domeniul sănătății din această țară, deci eu cred că nu avem prea multe de spus în ceea ce privește situația. Eu cred că dumneavoastră o cunoașteți foarte bine și este una din sectoarele cu cel mai înalt risc când vorbim despre anticorupție, dar la fel și faptul că vorbim despre cele mai vulnerabile grupuri care sunt afectate de corupție în sectorul sănătății, deoarece, după câte cunoaștem cu toții, nu mergem la un spital sau la medic din cauza că nu știm ce avem de făcut în timpul liber, dar din cauza că avem o problemă cu adevărat și avem nevoie de sprijin și ajutor pentru a face față situației și atunci când ne confruntăm cu situația că trebuie să plătim bani pentru a fi tratați, ne pune pe toți într-o situație vulnerabilă și dacă în unele cazuri vorbim și de refuzarea tratamentului, ceea ce poate duce la consecințe foarte serioase pentru sănătatea sau chiar viața unei persoane, cred că acest lucru ne ușurează soarta într-o fel în ceea ce privește înțelegerea consecințelor. Pentru o persoană fizică este la fel ceva de ce acest subiect sau această parte a proiectului nostru care se axează
pe problemele date este foarte aproape de mine și de inima mea, fiindcă cred că chiar dacă trebuie să analizăm necesitatea de a lupta cu corupția la nivel de jos, eu cred că este foarte important ca noi împreună, ca ființe umane și ca societate, să încercăm să contracarăm corupția, să care ne complică viața, în special viața celor care într-adevăr au nevoie de aceste servicii. Și iată de ce eu sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici și sper foarte mult că vom putea ajunge la niște concluzii cu privire la următorii pași și vom putea cu toții să ne asumăm responsabilitatea proprie în ceea ce privește lupta cu corupția în acest sector și la fel să facilităm cât de cât sau să ușurăm puțin presiunea sau efectele asupra grupurilor vulnerabile despre care vorbim. Și eu cred că, bine, eu am vorbit despre efectele corupției atunci când vorbim despre accesarea serviciilor, dar la fel vom analiza și aspectul ce ține de achizițiile și procesul de achiziție, care atunci când vorbim despre achiziționarea medicamentelor, de exemplu, de care lumea are nevoie pentru sănătatea lor, eu cred că este absolut inacceptabil ca acest lucru să nu fie făcut într-un mod în care oamenii să fie ajutați. Deci da, și după cum am spus, proiectul nostru a fost prezentat succint aici și noi vrem să vedem cum am putea susține în continuare implementarea anumitor recomandări și din planul de acțiuni. Și pentru noi acest lucru este extrem de important astăzi, să vedem cu adevărat care ar fi următorii pași pe care noi ca proiect am putea să-i susținem. Și la fel analizăm posibilitatea implementării unor campanii de sensibilizare și măsuri educaționale pentru a aborda la fel și problemele ce țin de corupția în sectorul sănătății, împreună cu grupurile ținte direct, precum și cu alte părți interesate, astfel încât să putem, mă rog, toată lumea știe ce are de făcut pentru ca această luptă să fie abordată cu eforturi comune. Deci vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că sunteți astăzi aici, vă mulțumesc pentru timpul vostru și eu sper foarte mult că acest eveniment va fi nu doar un exercițiu de învățare pentru noi toți, dar că la fel vom avea ocazia de a discuta o parte din subiecte pe care eu consider că care ne-au făcut pe noi toți să venim astăzi aici. În decembrie, discuțiile au fost chiar destul de aprinse și intense. Ne așteptăm și cel puțin la astfel de discuții și astăzi, în care participanții să fie activi și să-și expună părerea. Vorbeam despre studiu și vreau să vă spun că scopul general al acestui studiu este cercetarea aprofundată și cartografierea riscurilor de corupție în domeniile selectate: educație, sănătate, asistență socială și sectorul agroalimentar. Cercetarea se concentrează asupra politicilor și strategiilor existente privind integritatea, prevenirea și combaterea corupției pentru fiecare din cele patru sectoare. Transparentizarea și eficientizarea bugetelor și a procesului de achiziții publice. Dragi prieteni, în continuare vom afla mai multe despre cartografierea riscurilor de corupție în sectorul medical. Ofer cuvântul domnilor Vasile Cantargii și Evgenii Golosceapov, experți în cadrul organizației Inițiativa Pozitivă. Domnule Cantargii, domnule Golosceapov, microfonul vă aparține. Aveți 15 minute. Super! Bună dimineața! Sper că vom reuși în 15 minute. Aș dori să vin numai cu câteva cuvinte din partea Inițiativei Pozitive. În primul rând, noi suntem bucuroși că combaterea corupției este o prioritate pentru autorități și există o deschidere din partea lor în acest sens pentru cooperare cu societatea civilă. Acest lucru este super important. Noi trebuie să ținem minte că în conformitate cu studiile efectuate de Oficiul Avocatului Poporului, dreptul la sănătate este plasat la primul loc de îngrijorări al cetățenilor. 71% din respondenți au răspuns că dreptul la sănătate este cel mai problematic pentru oameni și că autorități trebuie să lucreze mai mult în acest domeniu. Și corupția, desigur că contribuie în sens negativ la aceste îngrijorări. De ce? Pentru că
Când banii sunt retrași din sistemul medical, atunci el nu mai lucrează la binele oamenilor, la protecția sănătății. Și în acest sens putem să spunem că corupția este o formă a violării drepturilor omului. Deci, combaterea corupției va contribui și la mai bună realizare a dreptului la sănătate, cât și altor drepturi în domeniile respective. Și noi sperăm că prin eforturi comune vom ajunge la elaborarea și apoi implementarea efectivă a unei strategii mai bine gândite și țintite, unde oameni și drepturile lor vor fi în centrul acestui proces. Mulțumesc frumos, domnul Cantarzi. Da, bună dimineața. Eu nu mai sper că ne încadrăm în 15 minute, deci cer scuze pentru cele câteva minute care le vom... Eu nu știu de ce eu lua în plus. Mai mult timp vom lucra cu tehnica, da? Da. Asta-i tot. Cineva corupt a intervenit, că nu să vedem rezultatele activității noastre. Vreau să cred că printre noi nu aveam astăzi oameni corupți. Nu, asta e cineva așa, din umbră. Se rezolvă în scurt timp. Da, acum vă trebuie foarte atent să vă mulțumim, domnule Cantar. De calculator. Deci, eu vreau să spun că acest studiu nici de cum nu poate pretinde că este unul de pionieriat în domeniul dat. Este mai degrabă o activitate științifică de a readuce în discuția publică subiectul. Deși producem și careva date noi, mai mult ne-am bazat pe analiza ceea ce există, deci vedeți sursele de informații, legislația, politici, studii, rapoarte. Am realizat o serie de interviuri și focus grupuri cu beneficiarii și reprezentanții sistemului. La fel a fost realizată și o analiză de conținut a sistemului de procurări publice. Și o să vedeți la ce concluzii noi am ajuns. Dar pentru început eu propun să facem o anumită retrospectivă în timp, să vedem ce s-a întâmplat la capitolul corupției în Republica Moldova în ultimele decenii. Primele 5 măsurări sunt din studiile realizate cândva odată la 2 ani de Transparency International. Ultimele 2 puncte sunt din studiul realizat de UNDP de evaluare a impactului strategiei naționale de integritate și anticorupție și reprezintă ponderea cetățenilor și oamenilor de afaceri care la întrebare dacă în ultimele 12 luni ați fost în situația în care vi s-a solicitat mită, au răspuns da. Arată super optimist. Da? În timp, corupția de prim nivel, adică de relaționare funcționar-cetățean, corupția în formă ei clasică, aparent a diminuat puternic. Deși avem doar 3 puncte măsurate care pot să-i măsori, să-i compari, fiindcă metoda și instrumentul au fost similare, explicit cu privire la instituțiile medicale, arată parcă la fel destul de optimist, aparent avem o scădere constantă. Putem să vorbim sau nu despre diminuarea fenomenului, sau diminuarea prezenței fenomenului dat în țara noastră. Eu cred că nu. Și opinia publică, la fel, pare a fi convinsă că corupția nu dispare, ci corupția metamorfozează, fiindcă aici este seria de timp din barometrul opiniei publice, este ponderea respondenților care, fiind rugați să numească care sunt lucrurile care îngrijorează cel mai mult în prezent, pomenesc și de fenomenul corupției. Vedem că, dimpotrivă, îngrijorările publice de fenomenul corupției în timp au crescut, deși experiența personală este în scădere. Ceea ce vorbește despre faptul, am zis anterior că cetățenii totuși înțeleg că corupția nu dispare, ci ea se transformă, ia alte forme.
Atunci când am integrat datele pentru toate cele patru domenii, în toate domeniile am constatat aparent, apăreau o serie de factori generatori de corupție care sunt universale, adică sunt prezente în toate cele patru domenii. Deci toți respondenții tind cu diferite ocazii să vorbească despre exponența noastră tradițională la corupție, toleranța față de corupție, astfel încât această practică face parte din mentalitatea și din cultura noastră. Asta e un prim factor generator de corupție. La fel, recunoscut universal, cauzalitate ar fi remunerarea în continuare a muncii, mai ales în sectorul public, inadecvată costului vieții. Neîncrederea, disfuncționalitatea sectorului de justiție, convingerea că actele de corupție cel mai des nu ajung a fi descoperite și pedepsite, la fel sunt considerate ca un factor universal de existență acestor practici. Și un ultim factor universal ar fi exponența beneficiarului puțin informat despre drepturile sale. Deci exponența acestuia la a deveni victima corupției. Când trecem deja la riscurile specifice sistemului medical, deci chiar dacă am realizat un studiu calitativ, adică interviuri, focus group, respondenții au fost la final rugați să ofere anumite scoruri pentru fiecare risc pe care l-au enunțat în discuție, astfel încât am realizat și anumite gradări. Vedeți că la sfârșit sunt în colorat aceste gradări atribuite fiecărui risc după două criterii, așa zisă, probabilitatea de apariție și gravitatea efectelor de la acest factor. Deci, noi am realizat anumite grupări tematice a riscurilor. Deci, riscurile de natură sistemică, care persistă în general în sistemul dat, ar fi deficitul de resurse, deficitul de personal, care este foarte grav și intens pomenit în discuții de reprezentanții sistemului nemijlocit, de medici, de funcționari. Și din aceste două ies probleme gen necesitatea sau rânduri mari la spitalizare, la programări, la consultații la specialist și persistența acestor rânduri sunt mediul perfect pentru apariția riscurilor de corupție. Riscuri de natură structurală care reiesă însăși din specificul funcțional al sistemului. Această adresare de la, sau direcționare de la un nivel la altul în cadrul sistemului de ocrotire a sănătății naște noduri corupționale la anumite intersecții. Deci, în primul rând, îndreptările la medicul de specialist de la medicina de familie, îndreptarea la investigații și eliberările de rețete. Practic, toți respondenții, deci nu neapărat... Злые происки врагов. Да, да, да. Foarte des respondenții se referă la riscurile generate de statutul de monopol ACNAM, care este suspectat foarte puternic de falsificare de statistici, de neacordare sau simularea acordării setului de plin de servicii sau medicamente acoperite de asigurare. Și în mod special din partea
beneficiarelor parvine neîncredere sau convingere că polița este doar o formalitate, că ea nici pe departe nu îți poate asigura un serviciu la nivelul necesar și corupția este privită ca un supliment pentru a acoperi acest gol. Alte riscuri tradiționale pomenite sunt legate de anumite evenimente, da? Naștere copiilor, intervențiile chirurgicale, sunt situații asociate cu riscuri sporite, deci ca și probabilitatea de a avea loc, precum și dar putem să suspectăm că acest factor a fost prilejuit sau faptul că respondenții l-au pomenit destul de des a fost și din cauza faptului că am coincis cumva cu finalitatea perioadei pandemice. Deci există riscul de simulare a vaccinărilor. Deci, prin intermediul corupției. Deci, atunci când încercăm să să înțelegem de ce îngrijorările de corupție au sporit în pofida faptului că cetățenii tot mai rar s-au întâlnit cu acest fenomen în viața lor cotidiană, imediat se face referire la existența schemelor corupționale. Da? În cazul nostru, cel mai des se referă la achizițiile publice, deși în sistemul de ocrotire a sănătății. Relațiile între sistemul public de ocrotire a sănătății și prestatorii privați de servicii, aici ne referim și la direcționări la o anumită farmacie, rețea de farmacii, prescrierea unor medicamente de la un producător anumit, direcționări către pentru investigații la instituții private, chiar dacă acest lucru s-ar fi putut face în instituția publică. No, și suspectări de existența actului corupțional în avansarea profesională în cadrul sistemului. Din păcate, nu sunt colegii noștri din Ucraina care au fost implicați în analiza inclusiv de conținut a procurărilor. În absența lor o să încerc să enumer riscurile pe care le-am identificat legate de achiziții. În primul rând, planificarea defectuoasă, deci existau în anumite situații suspectări că volumele nu sunt acordate la necesități. Favorizarea unor anumite furnizori și, în general, dacă vorbim explicit despre sistemul de procurări în domeniul sănătății, piața, deci de public de la privat, piața pare, deci are un caracter de monopolizare, deci 85% din achiziții de medicamente și 46% din achizițiile de dispozitive au revenit la doar 6 furnizori. 5, pardon. Descalificarea ilegală sau calificarea ilegală. Deci, abuzuri în cazul recepției de bunuri, lucrări, servicii procurate. Un procent nejustificat de mare de procurări directe, fără a fi licitate. Da? Și corupția la etapa livrării de către beneficiar, pacient, aici cel mai des fiind vorba de tăinuire disponibilității medicamentului, de exemplu, pentru a genera o situație de necesitate de a recurge la act de corupție. Vă mulțumesc! Chiar v-ați încadrat foarte bine în timp. Da? Da. M-ați surprins.
Vă mulțumim mult pentru că respectăm timpul acordat pentru fiecare participant, astfel vom reuși toți să ne expunem părerile. Și am vrea să vă întrebăm pe cei din sală, participanți, dacă aveți întrebări acum pentru speaker sau le lăsăm pentru mai târziu. Poate sunt întrebări de clarificare sau doriți anumite detalii. Am înțeles. În acest caz... Adică, Vasile, haideți. Dacă ceva, adică ce obținem în numele... Vreau să vă prezentați. Marcela Țărdin. ...autorizare și evaluarea politicilor. Ce obținem în numele a ajuns partea asta metodologică. Cine au fost cei care au participat la focus grupuri și chiar selectarea asta riscurilor, adică cum a fost, oricum. A fost studiul calitativ, dar până la urmă veniți cu ceva care trebuie să sunăți și cantitativ, adică cu niște date. Și referitor la planul de achiziții, nu mă miră, dacă una din probleme sunt statisticile, normal că asta duce ca să faci planificare așa cum te uiți azi, vânt sau plouă sau nu știu cum, adică fără statistici sau cu cele care sunt, care trebuie să fie. No, asta. Da, mulțumesc. Este. Ați văzut că a fost un mix de cifre și de concluzii calitative. Cifrele parvin de la studiile realizate în afara proiectului, realizate anterior. Studiul calitativ s-a realizat, deci prin focus grupuri am abordat beneficiarii, evident, după criterii clar stabilite, deci o experiență relativ recentă de interacțiune cu sistem. Pe urmă, ei au fost eterogenizați în funcție de modul, deci de ce a beneficiat. Deci a fost ultima săptămână la medic de familie, altul a fost internat, al treilea a beneficiat de careva intervenție chirurgicală. Mă rog, e abordare clasică deja și de să fie eterogen în funcție de gen, vârstă și regiuni și tot așa. Iar tot restul e vorba despre reprezentanța în sistemului, selectați ierarhic din toate nivelele. Da? Și au fost realizate interviuri și cu reprezentanții societății civile care activează tematic sau autoagență cu domeniul dat. Evident că nu putem veni cu cifre, este studiu calitativ și nu putem vorbi despre o selecție aleatorie a celor intervievanți, pentru că acesta este specificul studiilor calitative. Nu venim cu măsurări, venim cu constatările sau ideile, experiențele care au apărut, dar nu pretindem că ele pot fi statistic generalizate la întregul sistem. Microfon. Vă rog să conectați microfonul. Cineva, unul, persoană de la Ministerul Sănătății, adică așa, unul de la CNIM, unul de la NSP, exact. O persoană de la Centrul Achiziției în Sănătate. Până la medici de familie. Adică reprezentativitatea a fost de genul ăsta. Noi obișnuim să spunem nu reprezentativitate, că nu este aplicabil nicicum, dar îi spunem eterogenizare, în cazul dat, ierarhică. Focus grup. Noi vă mulțumim. Aflați că studiul va fi publicat pe pagina web Inițiativa Pozitivă, positivepeople.md, și veți putea parcurge în detaliu. Doamnelor și domnilor, alături de noi mai sunt astăzi experte anticorupție și din domeniul sănătății. Așadar, în continuare, vom asculta punctul lor de vedere. Este vorba despre doamna Rodica Rusu-Grama, expertă în sănătate publică, și doamna Cristina Cibotaru, avocată și expertă anticorupție. Aș vrea să-i ofer cuvântul în continuare doamnei Rodica Rusu-Grama. Vă rog. Mulțumesc, microfonul. Bună ziua. Eu mulțumesc autorilor pentru un studiu atât de detaliat care evidențiază în amănunte anumite aspecte de riscuri pentru corupție în sistemul sănătății. În același timp, eu aș dori să amintesc că în 2017, într-un proiect amplu, liderul căruia a fost Centrul Național Anticorupție, a fost făcută evidențierea riscurilor pentru corupție în cadrul sistemului de sănătate, în baza căruia a fost ulterior elaborat planul sectorial de luptă cu corupția.
Atunci când am evidențiat, eu fiind autorul acelei evaluări și mă bucur. De fapt, este trist faptul că astăzi, după practic 5 ani de la acea evaluare, riscurile au rămas aceleași și mișcări mari nu se văd și iarăși repetăm niște lucruri care au fost puse și cu 5 ani în urmă. Deci sper că peste 5 ani să fie altfel, să avem deja acțiuni solide în domeniu. Deci atunci riscurile erau de fapt clasificate și am putea asta să o vedem și astăzi pe 3 niveluri serioase și primul nivel ar fi nivelul de sistem, fiindcă până ajungem jos că stabilim o plată ilegală la nivel medic-pacient, de fapt lucrurile nu merg bine la nivel mult mai sus și haideți să ne întrebăm ce este la nivel de sistem. Atunci, în cadrul acelei evaluări, au fost făcute de asemenea multe interviuri individuale cu actori importanți ai sistemului și inclusiv cu mulți manageri de instituții medicale care recunoșteau anumite probleme. Cum ar fi, de exemplu, achizițiile care erau îndelungate, instituția avea anumite necesități, achiziția se prelungea ca proces, nu, ba nu erau depuneri, ba nu era anulată și așa mai departe, instituția avea nevoie de bunuri și atunci se ajungea că pacientul care la moment era în instituție trebuia să plătească. Deci îi se spunea, noi n-avem, dacă vrei duci-ți cumpără. Deci sau pe atunci era întârzierea legii bugetului, instituția era fără finanțe și iarăși trebuia de plătit din buzunar. Astăzi, dacă e să facem o analogie, managerii, de exemplu, se plâng din cauza că din acel contract care l-au ei cu Compania Națională de Asigurări, dacă până acum rata plății salariilor era 55-60%, astăzi aceasta ajunge la 90% din tot contractul și atunci pentru pacient, pentru spital, rămân 10%. Și e normal. Normal că spitalul va avea insuficiențe și atunci se ajunge că haideți și o cere, fiindcă noi avem nevoie să salvăm viața. Sau vine pacientul și zice, fac ce trebuie, dau ce fac, ce trebuie, plătesc ce trebuie, numai să fie tot bine. Și atunci, iată, acest context, de fapt, creează mai departe riscul corupției despre care noi vorbim și a plăților ilegale. Totodată a fost menționat importanța Companiei Naționale de Asigurări. Domnul Cantajea a zis că poate statisticile sunt incorrecte. Eu aș zice că, știți, nu am dubii la statistici, probabil ei și le arată, dar mă deranjează faptul că compania nu prea pune accent pe calitate. Deci se numără banii, dar nu se măsoară calitatea și, de exemplu, contractarea instituțiilor pe niște indicatori de performanță măsurați foarte bine, cum ar fi satisfacția beneficiarilor, care să o facă nu o persoană din instituție, dar să o facă CNAM-ul prin metodologii aparte și atunci ar fi o competiție între instituții care ar fi interesate să aibă calitate, să aibă pacient satisfăcuți și în același timp să aibă un contract preferențial cu CNAM-ul. Deci mecanisme ar fi multe și la nivel de sistem pentru a îmbunătăți acest domeniu. În același timp, atunci a fost identificate niște riscuri de corupție și la nivel de autoritate centrală, de exemplu, repartizarea tratamentelor înaltcustitoare care sunt în responsabilitatea comisiilor autorității centrale. Deci, elaborarea unor criterii certe, clare, transparente, de ce persoana X a primit accesul la acest tratament și nu persoana Y, fiindcă câteodată solicitările la minister sunt foarte multe, mii, dar primesc această ocazie de a primi tratament costisitor, desigur, mai puțină lume și atunci ne întrebăm pe baza la ce se dau aceste priorități, pe baza unui telefon sau a unor interese personale sau totuși sunt niște criterii foarte, foarte clare și transparente. Deci, tot la acel nivel am rămas și cu privire la transparența costurilor contractate prin parteneriatele public-private, unde s-a solicitat public structura costului.
și la fel structura prețurilor care sunt înaintate de către companiile farmaceutice a costurilor medicamentelor care sunt pe piața noastră, care atunci a fost constatat că, dacă luăm ca procent, sunt mult mai scumpe decât în alte țări. Deci, dacă e să vorbim la nivel de instituție, al doilea nivel prin care am identificat acele riscuri, iarăși vorbim despre și a menționat și a fost menționat și în raport ascensiunea la anumite posturi care, da, trebuie să o recunoaștem și să o spunem deschis, pentru unele posturi se plătește și asta se vorbește în interiorul sistemului, deci ar trebui să o spunem pe sub pumn doar. Deci al doilea moment a fost achizițiile care sunt la nivel de instituții, cum ar fi, de exemplu, reparații instituționale, unde iarăși apar întrebări când pe hârtie sunt anumiți parametri sau o anumită calitate, iar de fapt vedem cu totul altceva în realitate. S-a menționat la fel în acest raport folosirea bunurilor în interiorul instituțiilor, unde iarăși, chiar dacă este în depozit, se zice că nu sau alte momente. Și doar al treilea nivel, pentru mine, de exemplu, primele două sunt mult mai importante, fiind de părerea că dacă s-ar rezolva primele două, al treilea s-ar micșora de la sine. Și atunci când noi, dacă vom accentua doar nivelul 3, cel interpersonal, și nu vom pune accentul pe cel sistemic, atunci efectul va fi foarte mic. Deci nivelul interpersonal, rămânem la relația medic-pacient, care astăzi a fost descrisă foarte bine de către raportor, este medic-companie farmaceutică, unde eu am să fac așa o paranteză personală cum fac o investigație în domeniul respectiv, în cadrul cercetării mele de postdoctorat și am fost inclus în studiu 1080 de medici din diferite instituții, unde întrebarea a fost să recunoască dacă au avut cazuri de dublă loialitate, adică cazul când trebuie să fie loial pacientului și loial încă cuiva. Și un procent foarte mare dintre ei au recunoscut loialitatea dublă față de companii farmaceutice. Adică el este motivat și l-a recunoscut, fiind știind că e confidențial, l-a recunoscut că el are interes pentru a prescrie. Deci și chestionarea a fost anonimă. Da, categoric. Și un procent care a recunoscut loialitatea față de instituția privată. Fiindcă noi astăzi avem foarte mulți medici care lucrează în paralel public-privat și atât această loialitate câteodată se răsfrânge și chiar atunci în 17 am arătat cazuri când pacientul este îndreptat la o anumită instituție X să treacă investigația, fiindcă sunt interesele celui care fac respectivele trimiteri sau referiri. De aceea toate aceste momente trebuie să fie clar stipulate într-un cadru normativ și cu toate că noi avem noțiunea de influență necorespunzătoare, de conflict de interese puse în lege, explicate în lege, cu mare regret acestea nu sunt respectate până la capăt și dacă o să mergem în instituție, o să vedem că conflictele de interese există și despre acele clanuri care se vorbește astăzi și despre interesele de rudenie sau altele care sunt în relațiile din cadrul instituțiilor medicale. Ceea ce vreau să apreciez este totuși faptul că astăzi noi am auzit un raport care constată că încă este foarte mult de lucru și ce mi-aș dori este ca să nu folosim rezultatele acestui raport pentru a zice că medicii sunt corupți. Pentru că această apreciere a fost atât de frecvent folosită că încrederea în profesia de medic a scăzut foarte tare. Eu aș vrea ca să mergem pe ideea și cum schimbăm contextul și în special tot ce ține de managementul calității în sistemul de sănătate, care astăzi este mai puțin important, care astăzi are foarte mare nevoie de fortificare. Și atunci când vom fortifica aceste domenii, cadrul normativ, legislativ, structurile care există, eu cred că și celelalte probleme se vor rezolva. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim foarte mult. Ceea ce ați spus spre sfârșit despre pierderea încrederii în meserie și reputație, exact același lucru îl spuneam și despre profesori sau educatori, pentru că tot corupția face tinerii să se gândească că nu mai vor să devină pur și simplu profesor sau educator, nu mai aleg această meserie, pentru că nu mai este atât de prestigioasă, dar e și din cauza salariilor pe care inclusiv medicii le au tot mici încă. Doamna Cibotaru, v-am vedeți, eu intenționat am ținut de vorbă publicul până vă pregătiți dumneavoastră tehnic să luați cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să felicit autorii pentru această cercetare. E o cercetare, mie îmi place că e o cercetare prezentată succint, dar foarte accesibil. Și presupun că e o metodologie destul de temeinică dacă a reușit să cartografieze riscurile în domenii atât de diferite, dar practic eu nu cred că cineva aici în sală s-a mirat să audă ceva. Nu, atât doar că informația a fost prezentată structurat și au fost asociate unor cifre, unor anumite nivele. Eu personal m-am mirat să aud o cifră, de asta am și rugat autorii studiului să pună primele slide, primul grafic care a fost. Și anume, primul slide, dacă am înțeles bine, era vorba despre disponibilitatea cetățenilor, era scris corupție primară, da? Istoric corupție primară, disponibilitatea cetățenilor de a oferi mită medicilor. Da? Asta e... Nu e disponibilitate, este experiență deja experiență. Realizată. Ok, e experiență, cu atât mai mult. Pe mine foarte mult m-a mirat să văd că acești indicatori au scăzut în decurs de 12-13 ani atât de mult. De la 50% în cazul cetățenilor până la 2% acum 2 ani în urmă. 50 business-ul, da? Și 39-10 cetățenii, da. Când stai cu spatele și urmărești o prezentare, sunt anumite inconveniențe. Oricum, noi vorbim despre niște scăderi dramatice. Deci, în decurs de 12 ani, ceva s-a întâmplat corect în țara asta, în pofidă la tot pesimismul generalizat, dar ceva a mers bine, cel puțin în medicină, dacă pacienții și oamenii de afaceri au primit un asemenea mesaj. Bine, asta încă nu este tot, pentru că toată corupția în medicină nu începe și nu se oprește cu ceea ce se vede. Deci, vă spun, pe mine m-a mirat foarte mult și eu, ca observație generală, mie îmi vine greu acum să spun care sunt factorii care au identificat. Pot să mă gândesc ad hoc la mai multe lucruri care puteau să determine această schimbare, această evoluție. Na, poate că oamenii se deprind cu faptul că există medicina asigurată obligatorie și ea, de fapt, trebuie să fie utilizată. Pe de altă parte, nu știu în ce măsură e adevărat, ori o bună parte din oameni recunosc, cum am văzut din studiu, că consideră medicina asigurată mai mult o formalitate și nu consideră polița atât o necesitate cât o obligație, trebuie să o plătești, dar nu pentru ca să o folosești. Și e adevărat, eu tot aud deseori oameni care spun, care refuză un contract de angajare oficială pe motiv că zici, da, ce îmi dă? Păi îți dă poliță medicală, măcar mergi la medic, ești într-o situație vulnerabilă, dar nu am nevoie, oricum trebuie să plătesc peste tot. Și mă întristează lucrul ăsta pentru că bugetele pentru asigurare medicală cresc în fiecare an. Ar trebui să se mărească lista serviciilor și medicamentelor asigurate. Însă percepția oamenilor în această privință nu se schimbă. Nu știu, poate nu am vorbit eu cu oamenii corect, dar asta spune și studiul. De asta nu știu dacă cifrele astea de schimbare a disponibilității atât de dramatice se datorează medicinii prin asigurare. Poate se datorează și unui factor negativ, sărăcirea populației, că oamenii efectiv nu au de unde da. Deși și asta e greu de spus, pentru că atunci când omul e bolnav, la nevoie, vinde și casă și masă și tot, dar se asigură că supraviețuiește.
Oi vrea eu să cred că e datorită faptului că au fost implementate politici de descurajare, de promovare a integrității, dar asta ar însemna... Am avut și eu un anumit aport, o perioadă de timp în acest sector. Mi-ar place să cred că e așa, dar iarăși, cu siguranță s-au făcut eforturi foarte mari de informare, fapt care posibil că a dus la descurajare, dar iarăși nu pot să garantez că așa s-a întâmplat. Ce altceva putea să se întâmple? Nu știu, poate... Vă spun, pentru mine este o enigmă, mă bucură, dar eu încă caut răspuns la întrebarea respectivă și chiar aș vrea să provoc sala, poate chiar și autorii, să-mi spună ce cred ei că putea să influențeze aceste cifre. Doi, planul sectorial, vorbea și doamna Rodica Grama, planul sectorial în domeniul sănătății a apărut un plan care, apropo, dacă înțeleg bine, în cadrul proiectului implementat de GIS, să ne corecteze moderatorii și doamna Janin, da? dacă e așa sau nu, urmează să fie actualizat, deci un nou plan în domeniul, deci un nou plan sectorial în domeniul medical probabil ar urmea să fie actualizat, având în vedere că a fost extinsă strategia națională de anticorupție și integritate până în sfârșitul anului 2023, ori acest plan sectorial împreună cu alte 10 instituții, în total au fost 10 domenii mari, 10 sectoare identificate în 2017 când a fost adoptată strategia, pentru ca să avem un fel de mini-strategie anticorupție în sectoarele cele mai vulnerabile. Fiindcă la nivel de strategie națională e foarte greu să cuprinzi tot sectorul public, care este imens, și să încerci să stabilești care sunt vulnerabilitățile în fiecare sector. Ori mai bine decât oamenii din sector, mai bine nu înțelege nimeni lucrul ăsta. Atunci poate ar trebui Ministerul Sănătății să facă aceste clarificări. Nu, Ministerul Sănătății, da, poate Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății cu siguranță a avut un rol atunci la adoptarea primului plan sectorial. Doamna Rodica, știu că, îmi pare că a fost chiar expert contractat ca să facă, să întocmească cel prim plan sectorial și, dacă mi-amintesc eu bine, era considerat printre cele mai bune planuri sectoriale în comparație cu toate, deci era unul dintre planurile sectoriale model. Ce a fost, nu știu, pentru că a fost în perioada imediat următoare, a fost și pandemie, a fost instabilitate, în primul rând instabilitate politică care a afectat da, schimbări de miniștri, schimbări de guverne, schimbări de regimuri în țară, care în general au oferit un climat foarte nefavorabil implementării strategiei ca atare și planurilor sectoriale în special, dar faptul că a fost extinsă strategia, la moment duce la un val de revizuire sau extindere sau adoptare, readoptare a planurilor sectoriale, măcar în acele 10 sectoare. Presupun, vreau să sper că o să fie situația și cu planul sectorial din domeniul sănătății. Mai mult decât atât, această lege, această strategie și plan sectorial se bazează pe legea integrității, care la fel a fost adoptată în 2017, și tare mă bucur să văd oamenii care nu sunt uimiți când aud de această lege. În baza acestei lege a fost elaborat și un ghid al integrității medicale, au fost ghiduri separate pe diferite domenii. Unul dintre aceste ghiduri a fost ghidul de integritate medicală, deci este pentru justiție, pentru apele, dar este și ghidul integrității medicale, a fost elaborat cu sprijinul Consiliului Europei, eu am fost expertul care s-a ocupat atunci de întocmirea acestui ghid. Și împreună cu doamna Rodica, la fel, făcusem niște cursuri de instruire în baza acestui ghid de formare a formatorilor. Vreau să cred că, deci există un suport metodologic suficient, dacă pentru multe domenii sau sectoare nu există un material metodologic clar, aici pentru sectorul sănătății el chiar există. Este foarte detaliat și este adaptat sectorului medical și ar fi păcat să nu fie utilizat. De asta vreau doar să reamintesc că în contextul extinderii sau revizuirii, adoptării unui nou plan sectorial în domeniul sănătății, ar fi bine să se țină cont de posibilitatea de a publica, poate de a actualiza acel ghid, de a-l publica, de a-l distribui instituțiilor medicale pentru ca să fie în continuare cultivat climatul de integritate în instituțiile medicale. 4. Ziceam, vreau să revin la corupția.
Ce m-a mirat pe mine în această... Nu că m-a mirat, dar m-a făcut să mă gândesc la această... la realitățile corupției, ascultând acest studiu, această cercetare. Există corupția vizibilă și există corupția invizibilă în medicină. Este foarte greu de spus care este mai mare. Cea vizibilă este cea deranjantă, cea care există la nivelul relației medic-pacient. Este ceea ce se vede și ceea ce deranjează pentru că supără. Corupția invizibilă, corupția din achizițiile medicale, acele scheme despre care se vorbea, este corupția despre care cunosc mai puțin, nu este ceea ce vedem, nu este expus ochiului public, nu se întâmplă în plină stradă, altfel spus, dar volumele sunt foarte mari, pentru că achizițiile în achizițiile publice, achizițiile în medicină sunt probabil printre cele mai mari, au prezent în cele mai mari volume de achiziții publice care se fac în general. Eu nici nu știu dacă sunt în top, probabil că sunt în topul camărime, da, ca în topul volumurilor care se fac ca și achiziții. Ceea ce automat crește riscul corupției și atenția cu care trebuie să fie, tratate aceste probleme. Referitor la corupția, deci cu achizițiile mie îmi vine greu. Acum să spun care ar trebui să fie soluțiile, asta chiar ține specialiști și atât în achiziții cât și în medicină să spună ce ar trebui să se întâmple. Cât privește corupția vizibilă, corupția deranjantă cetățean sau pacient medic, ea este probabil că în general din tot sectorul public cea mai sensibilă, există două cele mai sensibile domenii, educație și medicină. În educație, fiindcă la mijloc stă un copil și tu nu poți să riști cu interesele copilului. Iar când vorbim de corupție în medicină, la mijloc ai un pacient, un om aflat într-o situație de vulnerabilitate, căruia, dacă îl condiționezi, el nu o să spună, el o să se conformeze pentru ca să supraviețuiască. La fel o să fac și rudele sale. Moldova nu este o țară care noi nu avem... Noi nu suntem o țară mare, noi nu avem foarte mulți specialiști foarte buni, sunt puțini. Iar ăștia care sunt, nu prea ai de ales. Și atunci pacientul, rudele, nu, deci tind să nu denunțe. El nu o să povestească niciodată că a fost condiționat sau... El o să ajungă să povestească poate după ce va fi în afara pericolului. Sau poate vor povesti rudele, nu dă Doamne, în caz de deces sau da, de o anumită agravare, atunci când deja nu mai are ce să piardă, va povesti fie el, fie rudele sale. Atunci auzim tot felul de grozăvii care ne revoltă, ne înrăiesc împotriva medicilor, împotriva sistemului medical ca atare. Și există o mare dilemă sau dispută. Ce fel de om este medic? Păi el trebuie să ajute, de ce el procedează în felul ăsta? E bun medicul sau e rău? Medicul, de fapt, tot e om care tot trebuie să supraviețuiască. Salariile nu sunt foarte mari sau suficient cât să-i motiveze. Și există o dilemă care este, la fel este foarte greu de rezolvat. Sigur că medicul care transformă medicina în business, nu știu dacă este medic în primul rând. Chiar dacă este un medic capabil sau un medic talentat. Eu cred că riscurile ar putea să scadă în momentul în care s-ar delimita foarte clar sistemul public de sistemul privat a instituțiilor medicale. Fiindcă, la moment, dacă stăm să ne uităm, pentru toți funcționarii publici există un regim de incompatibilități. Funcția publică este incompatibilă cu exercitarea altor funcții private, cu excepția celor științifice și didactice. La medici nu este așa. Medicii nu sunt funcționari publici, na, cu excepția persoanelor care, conducătorilor, șefilor de spitale, în rest nu sunt. Iar odată cu apariția instituțiilor medicale private, au început să apară și medicii au început să lucreze în ambele tipuri de instituții, atât în instituțiile de stat, cât și în instituțiile private. Și deseori, acele noduri de corupționale despre care vorbeam mai devreme,
mai devreme autorii cercetării spuneau că se întâmplă la momentul redirecționărilor. De multe ori aceste redirecționări sunt de la spitalul public la spitalul privat. De regulă, la un spital privat sau la un centru de investigație ne activează același medic care știe că la spitalul privat este asigurat un salariu mai bun. Deseori asta se întâmplă probabil pentru ca să nu intre în situații să ceară să primească bani, mai bine îl trimite la privat și acolo se achită oficial, iar medicul oficial are un salariu mai mare. Este oare de fiecare dată în interesul pacientului, cum zicea și colega mea, Rodica, un pic mai devreme, loialitatea medicului în acest moment este doar către pacient sau și către o entitate privată? Posibil din domeniul farmaceutic, dacă îl trimite să-și cumpere medicamente de un anumit producător sau la o anumită rețea de farmacii, sau poate că loialitatea sa este față de o instituție medicală privată unde el activează. Mai grav este atunci când nu sunt tratați cei care nu au posibilități, fiindcă el oricum nu se poate să plătească la privat. Și sunt tratați abuziv cei care nu au nevoie neapărat de tratament. Deci când sunt operați, oameni care nu au nevoie de operații, când le sunt prescrise medicamente de care ei nu au nevoie, pentru că el nu e specialist, el nu are de unde să știe. Iar oamenii sănătoși opera și, din păcate, resursele care există se direcționează, uneori inclusiv prin sistemul public de asigurări medicale, sunt irosite pentru oameni care nu neapărat au nevoie de asta, dar ar avea posibilitatea să mulțumească medicii. Eu nu știu, eu mă gândeam, poate ar fi, la moment, la nivel deontologic, unica restricție sau interdicție, incompatibilitate care există pentru medici profesionali se referă la incompatibilitatea activității medicale cu activitatea farmaceutică. E de înțeles de ce. Dar trebuie să existe o interdicție de a lucra concomitent într-o instituție publică și nu una privată pe același tip de specialitate. Nu știu, mi se pare că fie medicul lucrează în privat, fie lucrează la spitalul public. De ce medicii preferă, având un salariu bun, să lucreze la instituția privată, publică totuși? Fiindcă ăsta este locul perfect de redirecționare. Omul, în primul rând, vine la spitalul public. Cei mai buni specialiști, oricum toată lumea știe, sunt la spitalul public. Iar acolo, de la spitalul public, o să-i spună unde el știe, el din start știe că o să fie redirecționat la un spital privat, doar că el nu știe deocamdată la care, fiindcă spitalele private deocamdată nu au o reputație suficientă încât omul să se ghideze. Dar spitalul public, el știe cu siguranță că o să primească această redirecționare. Poate asta tot explică diminuarea disponibilității de a da mită, pentru că acești bani se redirecționează în sistemul privat și pur și simplu se transformă în salarii care primesc medicii. Un ultim considerent la care vreau să mă refer, vreau să spun că revenind la legea integrității. Legea integrității spune că se creează climatul de integritate respectând 14 politici diferite. Declararea averilor, cadourilor, incompatibilități, influențe necorespunzătoare, achiziții transparente, etc., etc. Cea mai dureroasă politică este pentru medici, cum credeți care? Deci dacă pentru cadourile. Medicii nu prea au problemă cu declararea verilor, că ei nu sunt subiecția declarării, doar medicii, șefii de spitale. Dar cadourile se aplică, acest regim se aplică tuturor categoriilor de agenți publici. Și întotdeauna la orice interacțiune cu medicii, cea mai dureroasă, cea mai îndelung dezbătută temă este subiectul cadourilor. De ce? Deci se explică tot fel de considerente morale, de ce un medic nu poate refuza și că pacientul supără și el i-a salvat viața și cum așa să nu dea ceva medicului lui. Dar după această realitate de nu poți refuza pacientului, se ascunde și realitatea în care, după ea, se ascunde și realitatea că în anumite situații medicii condiționează, nu acordă tratamentul. Și asta este ceea ce vedem noi ulterior prin statistici, prin ziare. Eu mă gândeam că, și apropo, eu am două dileme la moment din tot cele 14 politici, referitor la două categorii. Asta e conflictul de interes și consilierii locali, pentru că în sate, în localitățile mici,
lucrătorii primăriilor și a consiliilor locale lor vine foarte greu să nu se interacționeze tot cu rudele și să nu lucreze cu soția, cu soțul sau când satul este mic, comunitatea nu este mare, mulți specialiști nu sunt și eu cred că ar trebui să existe o politică de relaxare a abordării conflictelor de interese la nivel local, pornind de la normalitate, de la realitățile care există în teren. Și o a doua dilemă mare pe care o am, asta se referă la cadourile și, și în sectorul medical. Rigorile care sunt stabilite la moment pentru sectorul public, mie mi se pare că sunt destul de dure. Și în, pentru realitățile care există în medicină. Cum să trebuie, deocamdată poziția mea era una prudentă, nu cred că este cazul să intervenim, dar totuși eu cred că eu recomandasem mai de mult să facă niște grupuri de lucru sau un grup, grupuri de discuții la Ministerul Sănătății cu șefii de spitale ca să vadă, să se discute într-un cadru separat regimul declarării cadourilor. Pentru că la moment, neacordând atenție unui fenomen, poți păstrezi interdicția absolută. Asta nu înseamnă că cadouri nu se oferă. Și atunci, pe toți, și cel mai grav, ele se oferă în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, care este echivalent cu MIT. Practic, noi facem, toți medicii la moment ar trebui să simtă în postură de criminali, de infractori, de oameni care ceva încalcă. Ori nu, poate nu și asta. Nu doar ei, mai sunt categorii și profesii, meserii care asta exact e, aceeași tradiții respectăm. Da, că tradiția este peste tot, asta e una, dar în medicină există, apare la un moment dat o legătură, dacă vreți, nu știu, transcendentală între medic și pacient, pentru că el la un moment dat, el e dincolo de bine și rău, e doar e medicul, pacientul și viața lui. Și sunt niște relații pe care e foarte greu să le... Și dacă nu le guvernezi, deci eu cred că e mai bine să stabilești niște limite permisibile ca ele să intră în limita unui control, decât să fie absolut tot ilegal, necontrolat și atunci nu poți să controlezi nici mărimile, nu poți să implici niciun fel de sancțiuni. Asta este... Iată cum catalogăm un cadou. Care este valoarea acestuia? Sau pentru de la ce valoare minimă devine mită? Nu pentru există. Că de multe ori asta se zice este, asta că... este o întrebare clasică pe care o aud de foarte mulți ani. Nu există valoare minimă a mitei. Există ceva care se oferă în schimb exercitării atribuțiilor de serviciu și este mită. Nu există 50 de lei mit sau nu mit. Asta este un mit. Deci și acea cutie limita, cu bomboane... Limita admisibilă a cadourilor doar în situația în care nu este primită în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, adică doar în situații de protocol sau în semn de politețe, de regulă în baza relațiilor de colegialitate. Când colegii se felicită cu o zi de naștere la serviciu, chestiile astea care nu ține de relația cu cetățeanul căruia prestezi servicii publice, este de 1000 de lei cumulativ parcursul unui an. Cadourile se declară și dacă vrei să îl păstrezi, se răscumpără. Deci la noi, gândindu-mă la aplicând situația respectivă la medici, asta înseamnă că medici ar trebui să cumpere găini și bomboane și sticle de alcool de la pacienți. Dar cum... Nu, e adevărat, pentru că se presupune că atunci când tu, lucrând la o instituție publică, ai prestat un serviciu public în situație de protocol, acest cadou se oferă, de fapt, instituției. Tradițional, serviciile medicale private cândva se ofereau pe barter, da, în baza unei relații de schimb. Deci omul când nu avea bani îi oferea un bun. Se răsplătea cu medicul, îi plătea pentru serviciile medicale în bani sau în natură. Și ori de acolo a rămas tradiția, eu nu știu, dar... Piețe, apropo, la schimb mai avem în Republica Moldova prin satele noastre. E clar, dar noi vorbim despre alte realități. Știți, medicii... A fost foarte interesant, anterior vorbeam despre faptul că medicii sunt deseori blamați, învinuiți. Când s-a început pandemia, medicii erau aplaudați. Toți au uitat de corupție medicală, toți au uitat de cadouri, medicii erau aplaudați. Prin sfârșitul pandemiei lucrurile s-au schimbat. Dar oricum, pandemia a făcut, oricum s-a dat o mare palmă autorităților publice și toate statele și-au dat seama în ce stare se află sistemul medical, cât de bine pregătiți sunt și când medicii trebuie protejați. În primul rând trebuie protejați.
anume pornind de la aceste realități, eu cred că e cazul, poate nu doar pentru, cred că pe două politici, incompatibilitățile ar trebui de revăzut, poate ar trebui să fie făcute mai dure la intersecția dintre sectorul public-privat, deci redirecționările dintre la o instituție publică la una privată, și doi, probabil că ar trebui să se gândească la o metodă de relaxare a politicii legate de cadouri, astfel încât să se permită o limită normală, fără ca să rămână în afară oricărui control tot, și atunci tu nu poți controla nici impunerile, nici condiționările, ceea ce se poate transforma. Adică mai bine să ai un fenomen controlat la un nivel mic care nu este periculos, decât să ai fenomenul necontrolat și la cote care uneori sunt incompatibile cu viața pacienților. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper să avem mai departe o discuție. Cu siguranță, mulțumesc doamna Cibotaru și imediat vă ofer cuvântul pentru că din acest moment începem sesiunea de întrebări, răspunsuri, opinii, clarificări. Vrem să-i auzim pe toți cei din sală care au un cuvânt de spus și așadar începem cu Ministerul Sănătății. Vă rog mult! Da, mulțumesc că a fost pus în discuție aspectul referitor la planul de acțiuni planul sectorial de acțiuni în domeniul reducerii corupției în domeniul sănătății și asigurărilor medicale. Vreau să spun, conform prevederilor legale, adică legea a fost modificată, strategia a fost extinsă perioada 23, exact lucrul ăsta au făcut toate instituțiile, adică reieșind din norma care ne-a impus. În începutul anului 22, planul a fost extins pentru... Da. Colegii văd șef de... Și un pic ușor revizuit, un pic ușor, pentru că din presiune de timp și din capacități... mai mult la termen s-a îmblat și din motivul că mai fost încă niște acțiuni care au rămas restante în nerealizare și atunci tăman a fost situația perfectă ca să extindem și să avem posibilitate să le acoperim. Referitor la plan, referitor la ghidul integrității medicale, atunci când a fost elaborat, publicat, eram foarte încântată, mulțumită, pentru că într-adevăr este și colegii din instituții medicale, el știu, a fost distribuit la toate instituții medicale, culegerea de acte normative referitor la conduita lucrătorului medical în raport cu actele normativele și regulile care sunt, pentru că suntem, adică medicii își îndeplinesc, nu știu ce s-a făcut pe lege, pe integritate sau este hotărârea de guvern, așa că și a fost primit adică foarte așa, cu mulțumiri că s-a dat posibilitatea asta. Referitor la grupurile de lucru, cadourile, a spus dumneavoastră cadou, dar asta e lucru cel mai sensibil. Ziceați și ați menționat și încă o dată mai spun aici, adică prestează un serviciu, reșind din atribuțiile de serviciu care asta și el prinde și cadou. Ce înseamnă medicul să duce o operat? Să duce sara acasă, la orele 4-5, la dânsul terminat ora. Cât chirurgii după aceea rămân să supravegheze bolnav, de câte ori sună, sâmbăta, duminica, intră. Adică sunt niște lucruri și probabil ceea ce spuneți sunt într-o zonă de chiar de relații intime dintre pacient și medic. Adică, nu știu, aici trebuie lucrurile astea foarte bine gândite și foarte bine pus la punct, pentru că și, adică eu, noi fiecare suntem, sau același medic îmi prescrie tratamentul și după aceea pacientul telefonează, uite, am asta, te rog, cum? Adică unii se termină atribuțiile cele de serviciu și lucruri care trebuie oricum. Mai mult decât atât, medicul nu are orar fix. Oricât de fix nu îi pune orarul, dacă îl sună pacientul, el îl consultă sau vine, sau dacă se agravează ceva, același medic-chirurg. El pleacă din concediu, el pleacă de la orice oră de zi și noapte la pacientul său, dacă ăsta are nevoie. Și asta e în afara orilor de... Eu nu știu în câte cazuri medicii sunt remunerați suplimentar pentru tot lucru suplimentar pe care îl fac, dacă sunt medici adevărați. De asta e foarte greu de spus, da, într-adevăr, cât e de personal, în ce măsură devine personală relația între medic-pacient, ce măsură trebuie să fie profesională. Sigur, condiționarea
e o problemă, nu se discută. Lipsa unei condiționări și recunoștința pacienților cât de tare ea trebuie să fie taxat și pedepsit, că de fapt îți vinovați ambii, și cel care dă și cel care ia. Adică ziceam, da, sunt protocoalele clinice, sunt programul de organizare, adică șeful de spital face tura asta, tura asta, la ora asta, dar vă zic, da, medicul zice acasă, rămâne cel de gardă, care e, adică haideți știu, să vedem, haideți să vedem și opinia doamnei Rusu Grama. Da, mulțumesc. Eu odată, în 2018, făceam instruiri pe etică și integritate și după 5 zile de instruire intensivă de la 9 până la 5, cu un grup de 25 de manageri, vicedirectori în sală, vineri după masă, când încă o dată facem totalurile, un medic adjunct se ridică și zice că, ei, tot ce a spus dumneavoastră e bine, dar cum, dacă e că mui Paștele și a să-mi aduc un ieluț, chiar să-l refuz, deci rămâne acel sentiment că se poate. Eu vreau să atenționez totuși colegii la subiectul care acum se pune în discuție, că o licuțică de spate. O leucțică se poate, ajungem la o leacă însărcinată, mă scuzați de comparație. Se poate sau nu se poate. Deci, dacă noi intrăm în această albie, noi suntem foarte aproape de a deschide cutia Pandorei. Deci, de ce medicii de peste hotare nu iau cadouri? Ce nu sunt tradiții? Duceți-vă în Spania, în Italia, deci găina sau mielul sau butelie de vin care este adus ca cadou, medicul poate și-o scumpere singur atunci când are un salariu decent. Și credeți-mă, niciun medic nu se simte satisfăcut că el trăiește din mila pacientului. Pentru cadourile și bucuria de la uleiul cel, la găina aceea sau ce îi se aduce la țară, este de fapt pentru medic o înjosire. Eu cunosc foarte mulți medici care au plecat din Moldova să lucreze în Europa, fiindcă a zis că eu vreau să fiu remunerat pentru ceea ce fac și nu să aștept să mă hrănească pacienții. Fiindcă acea teorie dată de Stalin că pe un medic bun o să-l hrănească pacienții este greșită și noi nu trebuie să o alimentăm în niciun caz. Deci da, haideți să fim nu atât de duri că o să vedem că i-a dus o găină și începem să facem proces din asta caz, da? Dar dacă noi încercăm să punem în niște limite, o să intrăm într-un colț foarte periculos. Așa că zic, poate lăsăm pe stand-by chestia de subiectul ăsta. Dar de ce nu? Pacienții hrănesc medicii pentru că pacienții sunt cei care achită taxe și achită polița de asigurare medicală și de aici le vin salariile. Așa funcționează statele, așa funcționează țările. Și haideți să mergem mai departe. Am auzit opiniile expertelor, am auzit ceea ce au avut de necomunicat raportorii. Să vedem cine ar vrea să intervină. Vă rog mult, conectați microfonul și vă prezentați, să vă cunoaștem cu toții. Bună ziua! Valeriu Sava, Organizația Mondială a Sănătății. Deci astăzi s-a menționat despre managementul calității serviciilor medicale și vreau să vă spun că acest domeniu rămâne o prioritate pentru Organizația Mondială a Sănătății. Suntem gata să oferim tot suportul sub formă de asistență tehnică a autorităților naționale în sănătate pentru fortificarea acestui segment. Ceea ce ține de achizițiile publice, în special achizițiile medicamentelor, pe parcursul a două zile, ieri și astăzi inclusiv, Organizația Mondială a Sănătății sau Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondială a Sănătății a organizat la Chișinău în premieră un dialog de politici privind asigurarea accesului durabil și la prețul accesibil la medicamente eficiente și inovative. Printre țările participante se numără Republica Moldova, Armenia și Georgia. Și cel puțin pentru mine personal, nu o să vă rețin mult, pentru mine personal, întrebare la autorii studiilor, mie nu mi-este clar cum 71 de respondenți ai studiului au răspuns că dreptul lor la sănătate le este încălcat, în condițiile în care una dintre constatările studiilor este lipsa cunoștințelor despre drepturile sale. Vă mulțumesc!
Vă rog să conectăm microfoanele, domnule Cantarje. Nu mi-am inteles să fiu operat astăzi cu cifra de 7. Hai să repetăm întrebarea, poate se face înțeles. Putul studiului, dacă nu greșesc, este, sunt dați factorii care contribuie la proliferarea corupției în toate sectoarele supuse cercetării, printre care unul dintre acestea este informarea insuficientă despre drepturile pe care le-au. Eu am dreptate? La asta vă referiți, probabil. Da. Asta e constatarea valabilă pentru toate sectoarele. Referitor la 7... Aici, în 2018, Avocatul Poporului împreună cu UNDP au făcut studii referitor la respectarea drepturilor omului, dreptul la sănătate, a spus că este 71% din populație menționat că este cel mai... Adică dreptul la, nu este cel mai mult asigurat. Adică face top absolut din și Vasile, în partea introductivă, a făcut referire la studiul ăsta. Da, eu doar să completez, mulțumesc. De fapt, nu e contradicție, vorbim despre doi indicatori de natură destul de diferită. 70%, asta e când faci un eșantion reprezentativ, adresează întrebările de gen care drepturi crezi că îți sunt încălcate și 700 din trumie au pomenit printre drepturile încălcate și dreptul la sănătate și altceva când experții sau reprezentanții sistemului de ocrotire a sănătății în discuție în cadrul interviurilor individuale, printre alte situații sau cauze care duc la situația în care poate să apară caz de corupție, se referă și dau exemple foarte des, foarte elocvente și la faptul că beneficiarul nu întotdeauna este suficient de informat și acest lucru reprezintă un mediu de generare a corupției. Vorbim pur și simplu despre informații, indicatori de natură diferită, care descriu complexitatea sau caracterul multidimensional și multilateral a fenomenului corupției. Domnul Sava, sunteți mulțumit de răspuns? Și domnul Goloșceapă ar vrea să completeze, vă rog. Da, pentru o precizare privind această cifră 61%, deci studiul se numește studiul percepției asupra drepturilor omului. Prima dată a fost efectuată în 2016, eu personal am contribuit la elaborarea metodologiei de atunci și apoi este repetat fiecare 2 ani, deci în 2018 și în 2020 au fost efectuat și au fost recepționate rezultatele următoare. Dreptul la sănătate întotdeauna, în toate trei studii, au ocupat primul loc, în sens de problematic, loc problematic. Întrebarea a fost formulată în felul următor. Cele mai actuale, importante drepturi și libertăți ale omului în Moldova, care necesită atenție sporită din partea societății și respectiv autorităților. În 2016, 61% a respondenților a spus că dreptul la sănătate este cel mai problematic, apoi în 2018 și anul 20, 61,6% respondenților au spus că dreptul a devenit și mai problematic. Deci vedem actualizarea problematice în domeniul sănătății din punctul de vedere a cetățenilor și drepturilor omului. Știți, găsit ceva. Da, nu. Doamna Rusu Grama a atins cumva intervenția sa, că cumva persistă în societate percepție care nu este tocmai justă, că cea mai mare corupție în sănătate și în educație. Noi trebuie să înțelegem despre specific. Iată, eu am un studiu în 2019 cu datele căruia am operat astăzi realizat de noi pentru UNDP și un pic altfel privești procentul celor care spun că
au oferit mită. Dacă mă întâi de asta, privești graficele și vezi da, care este ponderea celor care au interacționat cu instituțiile respective. De ce corupție în domeniul sănătății și educație este, generează cele mai mare impact? E simplu, rata de interacțiune, de adresare în aceste sisteme este mai sporită. Drept urmare, pur matematic, afectează în mod direct mai multă lume. Iată, în 2019, în ultimele 12 luni, ați interacționat cu instituțiile medicale 60% pe primul loc. Da. Urmează prestatori de servicii comunale și instituțiile de învățământ. Da. Uneori discutam rezultatele acestui studiu și i s-au aruncat în ochi creșterea procentului celor care au oferit mită în agenție servicii publice. Practic zdublase. Întâmplarea a fost că cu 2 ani înainte de asta, sub eșantionul celor care s-au adresat, a fost de 30 de persoane din 1200 câte au fost. Trebuie să urmărim și acest lucru când facem concluzii. Și mă fac uz de moment să răspund și la întrebare parvenită de la doamna Ciubotaru, dacă am putea cumva să explicăm de ce a scăzut experiența personală de supunere la acte de corupție. Știți, atunci când adresez aceeași întrebare în diferite momente, dar la eșantion selectat aleatoriu de 1000 de persoane și în 2008 au fost 360 dintr-o mie, iar în 2021 câte 44 sau câte 99 de persoane, acest lucru nicicum nu poate fi întâmplător. Deci acest lucru pur statistic, cu toată certitudine, certifică faptul că acest fenomen, anume această formă a diminuat și acest lucru nu poate fi contestat. Doar că, cu tot riscul, eu nu sunt din domeniu. Noi judecăm în baza celor spuse a persoanelor care sunt în domeniu, sunt domeniu și tot așa. De aceea eu voi fi nevoit să cobor la nivelul cel mai jos și iarăși să operez cu corupție la nivelul interacțiunii medic și pacient. Haideți să ne imaginăm că exista în 2018 riscul corupțional generat de interacțiunea medic și prestator privat. Atât de puternic ca și acum? Eu nu cred. Dar el exista, dar nivelul lui a fost nu foarte mare, nu, cel puțin... E mai mic, corect? Pentru că erau mai puține clinici, nu? Mai puține clinici... Dar atunci, e lesne să ne dăm seama, de exemplu, că riscul corupțional generat de remunerarea inadecvată a muncii, atunci a fost mai puțin atenuat de acest domeniu și mai mult revenea pe relația medic-pacient. Deci asta e un exemplu cum fenomenul, el nu a dispărut. El a trecut de la o formă către alta. Bine, el a migrat din zona ilegală în cea legală. Deci, vreți să spuneți că a migrat din zona ilegală în cea legală, legală prin intermediul instituțiilor private? Nu știu dacă e zona legală când un medic... Că dacă pachet în casă la... Preferențial îi direcționează pacientul către... Asta da, eu asta și spuneam, că eu cred că ar trebui doar un exemplu, ar trebui să atragă atenție mai mare la incompatibilitatea medicului care lucrează cu un comitent și într-o clinică de stat și nu una privată. Asta mie mi se pare că... E o problemă. Dar faptul că banii se duc acolo... Adică că vorbim despre metamorfoza fenomenului, nu dispariția lui. Apropo, vreau să spun, zicea doamna Rodica și perfect de acord cu ea. Sigur că nu trăim 300 de ani în urmă. Acum un medic poate să simte umilit că îi aduce o găină sau niște ouă sau nu știu, o căldare cu cireșă. Evident, și el dar vrea să aibă bani, se poate să-și cumpere când vrea el, cireș, găină și dacă îi trebuie, ou, poate, în general nu mănâncă carne. Dar exact așa vreau să spun că
forma de corupție, interacțiunea dintre medic și pacient, umilește în egală măsură și pacientul. Probabil că sunt pacienți, într-adevăr, care el supără dacă... Da, dacă nu poate să dea medicul ceva, dar sunt foarte mulți care înțeleg că asta e tradiția și el nu ar da, dar parcă îi pare că el o să comporte necorespunzător dacă nu o să fac. Și el tot stă și inventează, doar ce să-i dau, dar cum să nu supăr, dar... Deci, în egală măsură, necesitatea de a recurge la acest schimb umilește nu doar medici, el umilește și pacienții. Cum să rupi umilința asta medicală și să treci într-o zonă legală? Datoria mea este să revin la domnul Sava și după asta mai văd o mână ridicată. Dacă aveți ceva de completat... Da, mulțumesc. Mersi pentru răspuns, parțial satisfăcut. Nu, vreau să menționez că dacă una din constatări ale studiilor este lipsa cunoștinților despre drepturile sale, iar asta demonstrează că avem un grad scăzut de educație juridică în rândul populației, cum putem să ne asigurăm că noțiunea de corupție în sensul populației este identică cu noțiunea de corupție dată de codul penal sau cel puțin de înțelesul persoanelor care se află astăzi în sală. Mersi. Foarte simplu, Valeriu, de fapt populația percepe corupția ca... că nu există biletul de trimitere, referral system, sau el de bună voie se adresează la medicul care nu este în raza lui de deservire, dacă vorbim de asistență medicală primară sau dacă vorbim de asistență medicală specializată de ambulator. Chiar dacă medicul nu este în raza lui, dar de momentul când este serviciu cu plată, el ar trebui să știe că s-a dus la casă, a plătit și merge oficial și a plătit. Dar atunci când el vine și pune banul la doctor pe masă, el mai departe vede asta că el a plătit doctorii. El nu a plătit în casă oficial, ca să înțeleagă de ce a plătit în casă. El a plătit doctorul. În sens penal, vreau să vă spun că medicii, așa cum ei nu sunt funcționari, și doar persoanele publice cu funcție de răspundere, asta înseamnă că doar șefii din spitale, șefii de secții, anume șefii de departamente de diferit nivel, sunt pasibili de răspundere penală în baza articolului 324, corupere pasivă, care presupune și forma pasivă de acceptare, nu neapărat condiționare. Ceilalți medici... ei sunt pasibili de a răspunde doar prin prisma articolului 256 cod penal remunerarea ilicită pentru prestarea serviciilor populației, deci acolo cad nu numai medici, dar asta este articolul medicilor și medicilor care nu ocupă o anumită funcție managerială, da? Și acolo există element obligatoriu de estorcare, deci doar dacă medicul condiționează și insistă. În rest, spunem că, deci în sensul ăsta, populația are dreptate. Deci înțelege corupția corect. Deci atunci când îi spune cuțitul la gât și îi spui nu, dacă nu, atunci nu, când nu vorbim despre șefi, oamenii în principiu au dreptate. Și rămâne oarecum nereglementat oricum zona asta când omul pur și simplu i-a lăsat o mulțumire medicului pentru că este pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu. Dar clasic vorbind și foarte sincer vorbind, asta nu o să se încadreze nici în 324, nici în 256. Deci în mare parte riscuri mari nu sunt. De asta eu aș prefera să existe o reglementare mai clară la zona asta gri în care cadoul încă nu-i mită pentru medic în sens penal, dar deja este considerat un act coruptibil în sensul legii integrității. Dar populația însă și în percepția populației cadoul nu este corupție. Deci atunci când îi vin și aduc mulțumiri, ei nu înțeleg asta, nu asta îi raportează. Îi raportează atunci când au fost condiționați să plătească. Da, vă rugăm să conectați microfonul și să vă prezentați. Da. Mai aproape un pic microfonul. Suntem live și aș vrea să ne auzim peste tot. Vladimir Bârta, sunt jurist și reprezint MT Centru sau MSP MT Centru, municipiul Chișinău. Câteva momente. Dacă să vorbim foarte, foarte la general... Într-adevăr, în ultimii ani s-au făcut anumite lucruri în domeniul sănătății, dar, după părerea mea, s-au făcut sau fiecare la nivelul de jos le face așa cum le înțelege și le face cam haotic. Despre ce vorbesc eu? Din păcate, noi nu avem reglementări la nivel
ministerial sau în domeniu care ar da o viziune ca toate instituțiile spitalicești sau de alt gen să meargă într-o direcție corectă. Acum, cam fiecare cum le înțelege, așa merge. De exemplu, cadourile, s-au discutat aprins. Dar eu vă propun să vă uitați din alt punct de vedere. În majoritatea instituțiilor o să găsiți instituit registrul cadourilor. O să găsiți. Și uitați-vă în majoritatea instituțiilor câte cadouri sunt declarate. Zero sau zero întreg și. Despre ce vorbește asta? Nu trebuie să ne temem să deschidem cutia Pandorii. Problema asta trebuie regândită, rediscutată, adaptată și să fie funcțională. Și chiar toți sunt obligați să declare și dacă nu declară, ce se întâmplă? Că nimeni nu caută, nimeni nu se uită, nimeni nu sancționează și nimeni nu încearcă să rezolve problema. O altă întrebare. Nu că trebuie să ne temem să nu deschidem cutia Pandorii. Problema asta trebuie discutată urgent și reglementată și adaptată la situația reală. Dacă vrem să avem ceva, dar dacă nu, am făcut registre, le-am instituit, sunt, raportăm că sunt și cu asta se termină. Relația medic-companii farmaceutici. Noi în legislația care o avem, după părerea mea, găsim câteva frază, abzață, nu este bine ca medicul să conlucreze cu companiile farmaceutice și are restricții și așa mai departe. Avem și o hotărâre de guvern care se numește cu privire la promovare etică a medicamentelor, unde sunt scrise niște lucruri în principiu bune și avem la capătul șaland. Medici sunt obligați să declare sponsorizările, cadourile și de tot genul. Și instituțiile sunt obligați să declare sponsorizările și toate filantropia care o au. Dar ce avem iar în capul celălalt? Unde este lista publică a declarațiilor medicilor care și-au declarat deja de ani de zile sponsorizările de companii farmaceutici la congresă și tot așa mai departe. Unde este lista asta? Noi dacă vrem deschidem în România și o vedem. Dar discutați-o la noi. Și cine lucrează cu lista asta și cu sponsorizările și le și ne face și concluzii și ne mustrează medici și ne deschide dosare penale? Cine? Poftim? Haideți să înțelegem. Eu... Hotărârii de guvern va nu, eu nu țin minte, dar este hotărârea de guvern, s-au făcut instruiri, medici sunt deja obligați de câțiva ani să declare și eu vă asigur, eu pot să vă spun și unii trebuie să declare și instituția și ei nu știe că ei trebuie să strângă declarațiile și nu știu cum să le strângă spor de hârtie sau asta și n-au nicio structură care lucrează. Și de ce nu spunem despre ce instituție este vorba? Că avem tax factory. Eu nu sunt aici și nu sunt la minister. Ia ca, eu cred că trebuie de văzut chestia asta. Deci înțelegem că aceste persoane, cum ați spus dumneavoastră, merg la conferințe, declară serviciile pe care ei le oferă, dar oficial ei nu sunt prestatori de astfel de servicii. Eu corect am înțeles? Nu, iarăși eu vă fac o paralelă cu România. În România au existat tema asta, dosare penale de rezonanță. De rezonanță. La noi, toți medici, practic, când merg în afara hotarelor, sunt sponsorizați de companiile farmaceutice. Și iarăși, dacă pentru dumneavoastră e o noutate, eu cred că majoritatea știu de asta. Este noutate, eu doar am vrut să clarific pentru cei care înțeleg mai puțin domeniul. Și pe alte probleme în interiorul țării, toți sunt sponsorizați și din greu. Vă mai spun că și companiile farmaceutice, conform acelei hotărâri de guvern, sunt obligate la începutul anului și la sfârșitul anului să declare bugetul pentru sponsorizări și la concret bugetul ăsta cum a fost detaliat și cum s-a cheltuit. Ce aici noi nu vedem și din păcate nu vedem și asta nu-i competența instituțiilor de jos sau a medicilor. Asta
Asta poate pare că nu e important, dar asta este destul de important. Dar iată, aici chiar este un lucru care, la care eu nu mă pricep și aș vrea... Întrebarea nu este la noi, este o hotărâre de guvern. Da, ne dați voi, la vă rog. Nivel central, care, dacă citiți hotărârile de guvern, acolo tot e scris. Și cine trebuie să controleze, și cine trebuie să lucreze, și numai nu este clar cam cum ar trebui să fie făcută analiza și iarăși care să... reglementările clare și care ar fi pedepsele și care ar fi intervențiile. Exact. Și pentru ca dumneavoastră să nu mergeți mai departe cu alt gând, că simt că aveți o altă notiță și un alt subiect, haideți să-l clarificăm pe acesta mai întâi, să oferim experților și după asta eu revin la dumneavoastră. E bine așa? Doamna Cibotaru? Eu, bine, dacă nu toată lumea înțelege ce este vorba, eu să exemplific un pic. Spunea doamna Rodica mai devreme despre faptul că pacientul, medicul poate să dezvolte, în afară de pacient, poate să aibă loialitate față de compania farmaceutică. Prin aceste sponsorizări, participări la conferințe, diurne, bilete de zbor, hotel, etc., se creează acest sistem de loializare. Cu cât e mai bun clasa zborului, cu cât e mai înaltă clasa hotelului, cu cât e mai mare diurna, cu atât vă dați seama că mai tare dragă să fie medicului respectiv când la revenire de această companie farmaceutică. Asta se transformă în prescrierea medicamentelor prioritară a acestei companii sau referirea la farmaciile care vând produsele acestei companii. Asta este problema. În Germania, cam rude medici acolo, chiar mi-a fost interesant să aflu că există un sistem extrem de riguros de declarare a conflictelor de interese a medicilor cu companiile farmaceutice. Da, pentru noi, sigur, că e important să meargă medicii la conferințe, la congrese. Normal că este important. Și pentru un stat ca Germania tot este important lucrul ăsta. Trebuie să cheltui spitalul să-i acopere cheltuielile sau companiei farmaceutice. Inclusiv în Germania spune de ce să cheltui spitalul dacă își asumă altcineva. Lasă-l zboare el la conferință. Dar se impun rigori. Atunci când medicul îi se propune, el declară lucrul ăsta și spitalul acceptă doar dacă zboară la clasa econom, nu la clasa business, dacă hotelul nu este, deci există o anumită rată de normalitate, trebuie să rămână în rată de normalitate, el trebuie să fie de 3 stele, nu de 4, nu de 5, și la revenire, deci înainte ca să-i permită, se verifică cât de frecvent acest medic prescrie medicamentele acestei companii în comparație cu colegii săi, dacă o face mai des, atunci el nu zboară. Și la revenire, la fel, rămâne sub monitorizare. Cât de des, după ce a fost, el face lucrul ăsta. De la compania farmaceutică care vine cu această ofertă, se ia o declarație în scris că ea nu are niciun fel de așteptare de la angajații acestui spital să prescrie mai des medicamentele acestei companii. Și scopul pe care îl urmărești este unul pur științific de dezvoltare a științei medicale cu aportul medicului din cadrul spitalului său. Da, este un sistem foarte complicat de declarare a conflictelor de interes. Pentru noi, medicii în general, nu sunt agenți publici care se supun regimului declarării conflictelor de interese. Dar în relația medic-companie farmaceutică, el poate fi unul foarte sofisticat. Cei la ce vă referiți dumneavoastră presupun că ține din zona, vine din zona respectivă. Stimați experți, dacă noi legal suntem bine și avem totul scris... Așa. Deci înțeleg că nu suntem gata să spunem dacă legal suntem ok sau nu. La sigur nu sunt prevederi așa de dure ca în Germania. Adică este... Logica e asta. Nu, logica e evident că e asta și aici iarăși trebuie analizat analiza impactului acțiunilor legale și reglementările care le-am elabora trebuie să fie bine măsurat. Germania este o țară, este o piață, este aici, da, adică sunt aici evident că dominanta trebuie să fie pacientul și respectarea drepturilor și serviciile prestate să fie de calitate asta, fără interferență și fără
trimiteri la... Problema care o vede și care a fost menționată și de domnul jurist este că noi avem doar niște prevederi fără continuitate acestora. Deci sunt niște declarații unde nu este explicit spus. Oamenii, chiar dacă vor să meargă pe o cale corectă, nu se termină, se rupe undeva firul. Și nu înțeleg și mai departe eu ce trebuie să fac. Da? Deci unii nu se duc și toți nu-i dau claritate. Deci asta este problema, că noi astăzi noi avem sistemul, de fapt, creat pentru ca să avem corectitudine în respectivul domeniu. Deci cred că este un domeniu la care trebuie de lucrat și poate asta este un punct în care trebuie Ministerul Sănătății să revină la subiect. Și acesta ar fi aceasta o recomandare pentru noua strategie anticorupție? Un nou plan sectorial, deci mie tocmai mi-a dat acum o idee că în afară de incompatibilități cadouri, un alt subiect foarte dur, important este ăsta, conflictul de interese în activitatea medicală a persoanelor, anume a medicilor, nu a agenților, nu a funcționarilor publici supuși declarării averilor și conflictelor interese. Deci, reglementarea unui regim separat și asigurarea funcționării lui în activitatea medicală în contextul sponsorizărilor de care vorbea domnul. Revenim la domnul jurist, vă rog. Și dacă îmi permiteți, pe scurt, relația asta a companiei farmaceutice și medici, vă zic un exemplu foarte simplu. Noi avem câteva prevederi în legislație foarte generale, dar asta absolut nu este destul. Noi ne-am ciocnit la modul practic, medic care e angajat de bază sau prin cumul lucrează în instituția publică și e angajat în companie farmaceutică sau în anumit farmacie consultant. Și este încălcat regimul sau nu. Dar unde e reglementat la concret? Asta. Fiecare înțelege și face cum vrea. Dar cine verifică? Deontologic, de deontologie medicală, stabilește interdicția. Corect. Activității medicale cu activitatea farmaceutică. La general. La general. Dai, și nu, dacă este stabilită... Nu spuneți unde e interzis. Eu vă spun unde e interzis. Ce se întâmplă mai departe? Ce se întâmplă mai departe? Mai departe trebuie să existe comitetele de etică și bioetică, la fel care sunt prevăzute de lege și care nu cred că cineva le-a mai creat. Îmi permit să trecem la comitetele de etică acum. Schimbăm o leacă, vreau zic, mărsul. Comitetele de etică. Noi avem cu mare greu hotărârea de guvern și avem codul de etică, cadru aprobat la nivel ministerial și au fost create comitetele de etică și cam atât la nivel de reglementări. Și ce se întâmplă? Și ce se întâmplă? Da, doamna Rodica este, cred că, cel mai bun specialist în domeniu, face eforturi, dezvoltă, studiază și ceva ajut și reglementează, dar este nu îndeajuns. Ce se întâmplă la nivelul de jos? Practic, în fiecare instituție este creat comitetul de etică. Este regulament. Iarăși trecem și vedem acolo. Dacă ne obligă să raportăm acolo că avem procese verbale pentru acreditare, de exemplu, se raportează că le avem. Ce se examinează? Cum o înțeles managerul, de exemplu, într-o instituție se examinează toate petițiile care vin în instituție. În altă instituție care vrem managerul să examinează întrebare. Și cam atât. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu este reglementat, că se poate autosiza comitetul sau poate să primească direct cine poate fi în comitet, de câte termeni consecutive poate fi, care trebuie să fie proporția dintre lucrători medicali și nemedicali și ce specialiști ar trebui să fie acolo. Ce drepturi are comitetul de etică, dar ele trebuie să fie puse așa cap-coadă de sus în jos ca să fie clar pentru toată lumea încotro mergem și cum lucrăm. În unul din planuri de activitate a Ministerului Sănătății era prevăzut că va fi creat un comitet de etică la nivel ministerial care se va ocupa cu studiile științifi și cu alte chestii. Eu, de exemplu, poate nu știu, dar nu l-am văzut creat și n-am auzit de dânsul ca să lucreze la nivel ministerial. Și iarăși, în domeniul ăsta sunt necesare reglementări la nivel de minister foarte clare.
Dacă nu mă credeți, luați din toate instituțiile și vedeți real cine și cu ce se ocupă și cum se lucrează. Și asta vorbește că este necesitate de a reglementa. Da, Ministerul Sănătății și-a pus, iată, în planul de măsuri anticorupție la capitolul general de a face în anul 23 anumite acte normative la nivel ministerial și tare suntem în așteptarea la aceste acte normative la nivel ministerial. Și unul din acel act ar fi mai departe relația dintre medicii din instituțiile publice, activitatea la privat, incompatibilități și așa mai departe. Chiar azi de ascult și foarte insistent că trebuie de introdus restricții. Știți ce să aduc restricțiile azi dacă le introducem? Eu vreau să vă spun că dacă ne uităm ultimii 10 ani, 15 ani din sistemul medical pleacă lucrători medicali continuu. Pleacă. N-am văzut statistici câți din instituțiile publice au plecat la privat. Nu le-am văzut. Ei în continuare cumulează majoritatea. N-am văzut statistici câți lucrează acolo și acolo. Cei ce propuneți dumneavoastră să facem, să interzicem să lucreze, noi să mai avem minus 5% din instituțiile publice, o să ducă definitiv la privat. Noi, iarăși, eu nu cred sau n-am văzut discuții pe tema asta, dar de ce medicii din instituțiile publice pleacă totuși la privat, că salariul e mai mare? Nu numai că salariul e mai mare. Mai există o componentă acolo, poate, pe lângă salariu, care noi n-ar trebui să o numim salariu, dar remunerare. Și de unde vine remunerarea și din, eu nu vreau să vorbesc azi de codul penal, că nu suntem în aceia auditorii. Vreau să zic că, da, pot să deschid o paranteză care cred că iarăși nu-i secret pentru lumea din interior. Practic, toți lucrătorii medicali la instituțiile private au o remunerare din numărul de investigații, din numărul de diferite investigații constitutoare, necostitutoare, de analize de laborator și așa mai departe. Dar luați și comparați pachetul de servicii care obligă CNAM-ul să-l fac pentru o persoană la o instituție publică, și câteodată spune că de ce nu îi se dă tot, și comparați așa e persoană care duce la privat, că îi face dublu. Și este așa o părere că îi se face mai mult decât ar trebui să îi se facă. Și iată componenta așa de remunerare a lucrătorului medical care a migrat acolo. Pe minister trebuie să-l doare asta, ministerul trebuie să facă o reglementare clară, și să gândească când face reglementarea cât o să mai piardă lucrători medicali din instituția publică. Și vreau să vă mai spun o părere. Probabil, iarăși nu am reușit să citesc undeva, dar sunt convins că am mai avut ocazia să lucrez și în instituții spitalicești și în alte structuri administrative din medicină. În instituțiile private, din păcate, legislația pentru noi e una, dar dacă instituția publică, tot personalul este angajat și lucrează după specialitate și prestează anumite servicii care sunt reglementate și legale și verificate, vă asigur că în instituțiile publice lucrează personal care nu întotdeauna are studii pe specialitate, așa, studii post-universitare cu licență. Și când, dacă mai mergem mai adânc, ce spectrul de servicii se prestează acolo și are dreptul instituția asta conform autorizației sanitare sau altui document să presteze așa spectrul de serviciu și anume specialistul ăsta are dreptul sau nu, cred că aici este de lucru, dar nu se vede. Și iată, dacă s-ar face lucru și ala, s-ar mai tempera și asta, fluctuația de cadre din instituțiile publice acolo, s-ar pune lucrurile la locul lor sau adică sunt lucruri care trebuie de atras atenția și de reglementat în mod normal și de
discutat cu oamenii care lucrează în sistem. Vă mulțumim mult pentru implicarea și opinia dumneavoastră. Contează, ați deschis noi subiecte. Ministerul Sănătății iar vrea să vină cu o rectificare, cu o clarificare. Domn Bârcă, referitor la ceea ce ați menționat dumneavoastră și ceea ce discutăm de fapt noi astăzi, probabil omniprezența fenomenului ăsta în societate, relații pacient-lucrător medical, vine și din faptul că digitizarea serviciilor de sănătate aici la noi șchiopătează și vreau să vă spun că în acest context Guvernul Republicii Moldova, în special Ministerul Sănătății, și-a setat în planul de acțiune a Guvernului pentru 23 mai multe acțiuni ce țin de transformarea electronică a serviciilor sănătate într-o formă care să permită ca contactele astea să fie mai reduse și inclusiv pacientul să aibă acces la mai multe informații și la mai multe servicii utilizând sistemele informaționale. Astfel, ceea ce ați menționat dumneavoastră, una din acțiuni care este stabilită de guvern, Ministerul Sănătății, ține de crearea unui sistem informațional ce ține de certificatele de evaluare și acreditare instituțiilor medicale, tipul de servicii care instituția medicală le prestează, ceea ce ați menționat dumneavoastră, că sunt instituții medicale care au un tip de serviciu, dar nu au specialiști pentru a acoperi prestarea, adică organizarea și prestarea serviciilor astea. Adică sunt mai multe lucruri, inclusiv un serviciu care foarte important va fi sau fișa electronică a pacientului beneficiar sau care a avut contact cu serviciile medicale urgente prespitalicești, adică acolo știm și apeluri false sunt, pacientul este preluat, după ce medicul familie nu mai știe, lucrurile astea se vor termina, adică odată ce a fost chemată ambulanța și medicul de familie va fi notificat și instituția medicală care urmează sau a preluat pacientul care a fost serviciu oferit. Adică chiar transformarea asta electronică sau digitală în sistemul de sănătate este absolut necesară, inclusiv în contextul de reducere a fenomenului. Pentru că, apropo, asta se întâmplă la privat. La privat, fișa pacientului este într-un sistem, tu vii, te găsești acolo, ai istoricul deja salvat și așa mai departe. Și cum îi ziceam adineaori doamnei Rusu-Grama, nu mai stai la registratură jumătate de oră la coadă să-ți iei cartela de nu știu pe unde și așa mai departe. Asta, desigur, va aduce schimbări și sperăm să trăim acele zile când și în spitalele publice. Pentru 2023 astea sunt stabilite și curând dumneavoastră să aveți acces, toți să avem acces la planul ăsta de acțiune a Guvernului, unde lucrurile astea sunt... Iarăși poate e un stereotip să o spun, pentru că mulți jonglează cu aceste cuvinte, dar de multe ori avem documente tare bine scrise, de experți și planuri tare bine puse la punct, dar nouă ne place să vedem cum ele se implementează și cum și legea se respectă, nu doar se scrie și se votează. Vă rog frumos și mai este o opinie acolo, le luăm pe toate, reușim pe toate. Mulțumesc frumos, mă numesc Stella Coropceanu, eu reprezint societatea civilă și suntem și partea unui proiect implementat de GIZ, care ține de consolidarea capacităților societății civile în dialogul anticorupție. Nu este doar focusată asupra sectorului medical, este și partea ce ține de învățământ, agricultură, securitatea alimentelor. Este foarte important pentru că am așteptat să vorbească insiderii, să vină cu această, să zicem, partea grea a problemei și dezvăluirea ei, dar vreau să vin și cu partea cealaltă, care este actor în actul de corupție, este societatea. Noi, în cadrul acestui proiect, care, apropo, este o acoperire națională și v-am spus și sectoarele, vom consolida societățile civile, societatea civilă, organizații din regiuni și vom lucra cu populația, cu tineretul. Principala mea rugăminte este poate să ascultăm și experții cum văd dumnealor care ar fi fost mesajele principale pe care trebuie să le
consolidăm din partea, să zicem, populației deja, în așa fel ca să fie înțeles fenomenul corupției, să fie sensibil la acest lucru. Sper că nu vom strica foarte mult graficul cel care era scăzut, pentru că conștientizarea va ridica înapoi nivelul de corupție perceput în țară. Mai mult ca atât, chiar să fiu aproape de scopul ședinței de astăzi, awareness campaign, adică capitolul ce ține de sensibilizare trebuie să fie și partea acestei strategii și eu sper că se va atrage o atenție foarte bună anume acestui component, pentru că strategia în implementarea sa, cred că și la fel ca și datele statistice pe care le colectați dumneavoastră, sunt foarte sensibile la ceea ce ține de perceperea în societate. Deci rugămintea mea este ca să primim și o îndrumare din partea dumneavoastră a experților privind cum vedeți dumneavoastră acest dialog, consolidarea dialogului societății civile în teren cu toți actorii și toate grupurile de... Înainte de a oferi cuiva microfonul dintre experții invitați, vreau doar să amintesc că urmează să avem și sesiunea în care ascultăm recomandările, propunerile care urmează a fi incluse sau cel puțin trimise la CNA pentru ca să fie examinate și să fie introduse în noua strategie anticorupție, dar ar vrea cineva dintre experți să-și spună părerea cu referire la cum trebuie să aibă loc acest dialog social. Cred că noi aici tot facem dialog social astăzi și de aceea vă rog, da. Okay. Sunt Elena Bostan, președintele Asociației Obștești Centru de Analiză și Prevenire a Corupției. Deci eu sunt tocmai un beneficiar a serviciilor medicale, dar de fapt nu pot fi numit un beneficiar. De fapt sunt plătitor a asigurării medicale mai mult de 20 de ani și credeți-mă, niciodată, dar niciodată nu am profitat de serviciile medicale din REME, cu excepție situației celei de-a treia doză anticovid, care am înțeles că a fost furnizată de către donatorii străini. Dar niciodată, eu nici măcar nu știu cine este medicul de familie. De ce? Eu plătesc această asigurare medicală mai mult de 20 de ani. Cred că dacă toată suma s-ar fi adunat la un cont, cred că odată la 5 ani aș putea să-mi fac operații estetice. Statul nostru permanent mărește această sumă și ea este mărită nu doar în termen procentual, dar ea de fapt este mare și ea este comparabil cu ceea ce se plătește în Occident. Un prieten de-al meu are asigurare Gold în Israel și are această asigurare pentru că s-a făcut transplant de ficat și odată la 3 luni neapărat trebuie să ia medicamente sau care îi micșorează imunitatea astfel încât ficatul nou să nu fie respins. Are această asigurare de peste 10 ani, mult. L-am întrebat cam care este valoarea acestei asigurări, aproximativ echivalentul la 50 de euro pe lună. Asta e asigurare Gold. Acum calculați-vă fiecare salariile, 9% și vă dați seama că majoritatea dintre noi suntem plătitori Gold. Ce avem noi din această banii pe care furnizăm la CNAM? Nimic. Din an în an, deci noi avem o gaură de la covrig pentru o sumă de bani, peste un an avem aceeași gaură pentru o sumă mai mare. Marea mea nemulțumire este că acest sistem de asigurare medicală în 20 de ani nu a generat nimic. Eu merg în spital și eu văd reparații execrabile, văd uși de termopan ieftin, văd starea deplorabilă din spitale și mie asta deloc nu-mi place. Eu văd medicamente, sau aud de la colegii mei, că medicamentele nu sunt eficiente, dar costă scump. Și ceea ce cel mai mult mă deranjează este salariul medicilor, care este foarte, foarte puțin. Și eu mă întreb, la ce ne servește nouă asigurare medicală? În perioada COVID vedeam la televizor domnii de la CNAM sau care ne îndemnau cum să ne comportăm
Și această prestație a lor era absolut jalnică. Prima perioadă, pur și simplu, auzeam, dorința era de a arunca cu ceva în televizor, după care, pur și simplu, butonam la alt canal. Deci, după mine, o chestiune extrem de importantă este să revizuim rolul și locul CNAM-ului și eficiența banilor pe care ei îi administrează. Eu vreau ca din banii de la CNAM să văd cel puțin medici satisfăcuți de salariul lor. Eu vreau condiții în spitale. Și apropo de plată, o colegă de-a mea care lucrează la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deci merge la medic, pentru o vizită, consultație la medic, ea a plătit 20 de euro, cam echivalentul la 400 de lei, cam atâta costă și la Medpark. Ei, 20 de euro ea le recuperează de la compania de asigurări. Noi niciodată nu vom recupera acești bani. Mai mult decât atât, ea recuperează și banii pentru stomatolog. Noi nimic nu recuperăm. Deci, sistemul nostru are mulți bani. Noi, ca oameni, generăm acești bani, noi îi plătim. Mai mult decât atât, la un moment dat, CNAM-ul nostru a avut inițiativa legislativă de a ne sancționa penal pentru neplata asigurării medicale și mă gândesc cam cum ar trebui noi să-l sancționăm pe el, probabil să-l punem la zid pentru cei ce nu face sau pentru cei ce fură. Deci, după mine, salariile colaboratorilor CNAM trebuie cumva plafonate sau puse în concordanță cu salariile medicilor. Cel puțin asta poate fi făcut cel mai ușor. După care de examinat foarte, foarte atent cum sunt distribuiți acești bani pe sistemul medical. Oamenii pleacă din țară pentru că nu au medicină. Și vă știți foarte bine că noi nu avem medicină atâta timp cu funcționarii noștri publici pleacă după hotare pentru a se trata. Inclusiv și medicii care pleacă, bine mersi, după hotare pentru a se trata. Nimeni nu vrea să se trateze aici, atât când a să văd mari șefi de la noi, care se tratează în spitale de Moldova, atunci am să spun, da, ok, noi avem o medicină bună, dar atâta timp cât lucrurile se întâmplă tocmai invers, noi nu putem vorbi despre rezultate satisfăcătoare. Asta a fost opinia unui consumator care, adică ar fi trebuit să fie consumator al medicinii, dar de fapt un plătitor al medicinii care, cu părere de rău, nu este un serviciu care ține cetățeanul acasă. Cred că noua strategie ar trebui să se concentreze pe revizuirea clară a rolului și locului CNAM-ului în acest sistem medical și cel puțin lucrurile simple care pot fi făcute, ele trebuie să fie făcute. Bani sunt, după mine bani sunt, eu judic după ceea ce noi plătim, ei pur și simplu nu sunt cheltuiți eficienți și distribuirea lor probabil nu este echitabilă și justă. Doamna Bostan, vă mulțumim și haideți să vedem opinia doamnei Rusu Grama. Da, deci eu înțeleg opinia doamnei Bostan și mare parte sunt de acord cu dumneavoastră, totuși n-aș dori să punem tot sub o singură umbrelă. Totuși avem medici buni și avem și condiții bune în instituțiile noastre. Ce sunt trei? Eu am vorbit despre bani și felul în care este gestionat banii. Eu sunt de acord. Sunt de acord. Medicii sunt buni. Noi în zadar avem medici buni dacă noi nu-i plătim. Și chiar eu înțeleg, uneori putem să ne enervăm, dar medicul nu are timp să acorde timp suficient pacientului pentru că el trebuie să gândească cum să-și hrănească familia. El nu are timp să citească noile noutăți care se întâmplă în domeniul medical pentru că el trebuie să gândească la ziua de azi și să completeze X documente. Eu mă întreb, CNAM-ul în 20 de ani, chiar a fost complicat de stabilit un sistem de management care există în spitalele private. Astfel încât medicul se trateze, dar să nu se ocupe de scrisul ăsta.
Doamna Bălstan, eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră și dacă ați observat din cursul meu precedent, eu am menționat poziția CNAM-ului față de calitatea serviciilor care sunt procurate din diferite instituții medicale și impuse a fi oferite fiecărui pacient, fiindcă este o distribuție că trebuie să merge în instituția X, ea este contractată de CNAM, înseamnă că ea îți oferă asistența. Deci aveți dreptate și cred că voi susține propunerea dumneavoastră de a include în activitățile ulterioare a autorităților centrale revizuirea cumva a mecanismului de asigurări și anume lucrul ăsta a fost propus și câțiva ani în urmă când s-a solicitat o asigurare structurată, adică pe, cum spuneați dumneavoastră, gold, da? Deci să fie pe diferite niveluri de finanțare, de la minim până la maxim, cu motiv, asta ar motiva populația să se asigure, de fapt, pentru că populația ar ști că dacă el are o sumă mai mare, așa cum acum se plătesc pensiile, da? Deci el știe că e cumulativ și el știe că ar putea să aibă, să se beneficieze de anumite servicii suplimentare. Totodată este foarte important, de multe ori spun lucrul ăsta, contractarea instituțiilor medicale în baza unor indicatori de performanță și în dependență de asta să fie și plătite salariile și plătite și serviciile, pentru că noi avem în aceleași raioane. Sunt spitale care m-au impresionat printr-o calitate foarte bună și a condițiilor și a prestărilor de servicii. Și sunt spitale unde lucrurile stau foarte prost. Dar când ne uităm la contractele care le au, sunt identice după costurile care sunt plătite de către CNAM. Și atunci mă întreb ce motivează, care e diferența. Sau dacă vedeți medici foarte buni care ar trebui să meargă să lucreze la, în raioane și noi zicem că motivă medicii să meargă în raioane, dar în același timp salariile care sunt plătite la nivel de raion sunt mai mici ca cele care sunt plătite la nivel de municipiu. Atunci unde e logica medicului să duc să lucreze în raion dacă salariul din start este mai mic. Și atunci trebuie să vedem care este totuși acela. Am propus că microfonul, vă rog. Deci trebuie să existe o legătură. Nu are cum CNAM-ul, cel care trebuie să deservească sistemul medical, nu poate să aibă salarii mai mari decât cel pe care îl deservește. Nu? Asta deci, e altceva. E logic. Asta unul. Doi, privitor la încurajarea oamenilor să asigure medical. Cum să spun, în momentul în care semnez dispozițiile de plată care merg la fondul social și la asigurarea medicală, în afară de cuvinte de înjurături, nu am, pentru că eu văd sumele care se plătesc și eu văd că nu am nimic. Dumneavoastră, adică, dumneavoastră puteți să ne încurajați să plătim aceste asigurări medicale doar prin prestarea serviciilor. Să cred eu că calitatea serviciilor medicale de la noi este bună. Dar eu mai complicat cred în acest lucru, pentru că dacă eu merg la un medic, la o policlinică de stat, eu pierd zile întregi, stând pe acolo prin rânduri, zile în care eu aș putea să le lucrez, inclusiv să vă plătesc asigurarea medicală. Deci, asta e că... Este clar că lucrurile trebuie îmbunătățite și de aceea și discutăm astăzi, repetat probabil, pentru că așa cum am spus și la început, nu este prima conferință la care se discută despre riscurile corupției și se discută asta de ani de zile. Eu, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mergem mai departe conform agendei, pentru că noi vom reveni la sesiunea de discuții și dezbateri după ce domnul Cantarji și domnul Goloșceapov ne prezintă recomandările văzute de experți pentru a fi incluse în noua strategie anticorupție. Vedem aceste recomandări și după aceea le discutăm, vedem cu ce suntem de acord, cu ce nu suntem de acord sau ce ar mai trebui de inclus și de adăugat. Doamna Cipotaru, dacă vreți să spuneți ceva, vă rog să includeți microfonul. Vroiam să dau un răspuns ca o idee, dar mai degrabă să încurajez pe doamna Grama să revină la un subiect care a fost ridicat puțin mai devreme și eu cred că e ridicat și acum încă o dată. În contextul cum poate fi îmbunătățit dialogul între sau dialogul dintre societatea civilă și sectorul respectiv. Un pic mai devreme s-a vorbit despre faptul că există comitetele de etică și bioetică create cam tot așa ca și registrele cadourilor, undeva pe hârtie și stau, sprăfesc într-un sertar și de fapt nu au niciun rost.
Codul deontologic sau deontologiei medicale din 2017, dacă mi-amintesc eu bine, care prevede crearea principiului pe care sunt create comitetele de etică și bioetică în fiecare, în fiecare instituție, și mă bucur că ele au fost și create măcar pe hârtie. Știți, la început a fost cuvântul, mai întâi a fost o reglementare, apoi un regulament, nu rămâne decât să înceapă să funcționeze. Asta e mai mult decât nimic, oricum. Societatea civilă la fel poate să încurajeze dialogul sau poate solicite convocarea comitetelor de etică și bioetică atunci când sunt sesizați de către pacienți asupra anumitor probleme și ar putea să încurajeze acest dialog. Cum anume, stând lângă doamna Grama, mie vine foarte greu să încerc să mă dau cu părerea despre comitetele de etică și bioetică, dacă asta e tema tezei sale de doctorat, dacă nu greșesc. Da? Doamna Rodica. Eu foarte pe scurt, fiindcă la comitetele de etică, eu vă spun un secret acum, domnul jurist, fiindcă spunea că vreți să regulamentări, cred că curând va fi cartea elaborată și o să vă dăru personal ca să vedeți care trebuie să fie regulamentul acestor comitete. De fapt, ele sunt create în 2004, când toate instituțiile au trebuit să treacă acreditarea și aceste structuri trebuiau să fie obligatorii în instituție, dar nimeni nu înțelegea cu ce trebuie să ocupe ele. Și la un moment dat am să fac acum o glumă, că suntem deja la 2 ore de workshop, cineva mi-a explicat, zice, sunt un fel de prăstimenea, deci stă comisia în față, vine cel care a călcat strâmb și toți încep să-i dă din deget cât de rău el s-a comportat. Nu putem să învinuim pe nimeni sau să zicem că bune sunt rele atât timp cât noi nu le-am spus de fapt ce vrem de la ei și ce ar trebui să facă aceste structuri și mai puțin, cred că practic deloc aceste structuri se ocupă cu probleme de conflict de interese, corupție sau alte aspecte, sunt mai mult analizate petițiile când sunt direcționate de către manager pentru a vedea ce a făcut rău acest angajat. Ceea ce mă deranjează astăzi este că în fruntea acestor comitete stau directorul sau nivelul de vicedirector. Și atunci întreb care este eficiența lor, dacă însăși directorul tot stă în fruntea comitetului de etică sau același vicedirector care reprezintă interesele instituției, atunci pentru ce le mai facem aceste comitete? Dar sper că ele vor lucra și eu personal vă zic că până la sfârșitul anului vom avea și recomandări mai clare pentru ele. Mersi. Vă mulțumesc și pentru o intervenție eu rog doamna Janin Bodac să deja mai spre sfârșit, am înțeles. Domnule Cantarji, sunteți gata? Vă ascultăm. Dacă mai aveți nevoie de un minut, poate doamna Bodac să intervină. Vă ascultăm. Doar să comentez asupra exemplului care a fost oferit de către colegul cu privire la asigurarea medicală, fiind cetățean al Germaniei și plătind asigurarea medicală în Germania, eu trebuie să spun că nu cunosc sistemul din Israel, dar în Germania nu e chiar așa, că plătește o sumă mică și beneficiezi de tot tratamentul, depinde de venitul tău, de statutul social, fiindcă este un sistem social și la fel există un procent anumit care este plătit de către angajator și de către angajat. Deci eu cred că depinde foarte mult și de cine achită asigurarea medicală și cine beneficiază de serviciile oferite de aceasta și în același timp nu putem vorbi de egalitate acolo. Și un alt subiect pe care vreau să-l adaug aici, fiindcă am un membru de familie foarte apropiat care este medic în Germania și acest subiect care a fost abordat aici mai devreme cu companiile farmaceutice, de exemplu, finanțarea nu doar a conferințelor, dar la fel finanțează și vacanțe, sau cel puțin le oferă niște călătorii de weekend foarte frumos. Această practică, cred că a fost interzisă. În Germania nu se mai permite deloc, dar mă amintesc la fel și iată de ce vreau să revin la acest subiect, că toleranța tradițională a corupției, acest membru apropiat al familiei mele, a fost de fapt invitat de către o companie farmaceutică să meargă undeva și el a acceptat acea ofertă, a revenit înapoi și era așa de tare să simțea cum ar fi
neconfortabil din cauza că a acceptat că n-am mai folosit niciodată în viață produse cele farmaceutice și deci asta a fost prima și ultima lui dată când am folosit servicii oferite de companiile farmaceutice și cred că ține de mentalitate și sunt de acord, eu nu sunt specialist în domeniul sau în sistemul anticorupție al Republicii Moldova, dar cred eu că noi vorbim despre un sistem care este corupt, dar în cele de urmă, anume persoanele individuale și acțiunile lor fac această corupție și funcționarea aceasta posibilă. Noi vorbim despre corupția vizibilă și invizibilă și înainte de a începe explicația, eu mă gândeam cum poate fi corupția invizibilă? Întotdeauna există o persoană care întreprinde o acțiune și dacă această acțiune ține de transferul de bani, trebuie să existe cineva care pune bani celălalt pe masă, nu? Și altă persoană care, în mod vizibil, îi ia. Și cred că aceasta este una din cele mai mari provocări pe care, cu care se confruntă sistemul, că oamenii nu-și schimbă acțiunile și mentalitatea și sistemul în sine. Dacă nu-și schimbă oamenii, viziunile și mentalitatea, atunci și sistemul nu se poate schimba. Și sunt de acord la fel cu colegii și partenerii din partea societății civile. Eu cred că noi la fel trebuie să analizăm și modul în care putem noi schimba mentalitatea oamenilor prin campanii de informare, dar la fel cred că și prin schimbarea comportamentului social, așa numit. Da, este pe termen lung, este foarte dificil de făcut acest lucru, dar cred că este un domeniu foarte important în care și proiectul nostru intervine și lucrează și, da, cam asta e ce am vrut eu să comentez. Vă mulțumesc! Și vă rog mult să, da, să deschidem documentul, să-l vadă toată lumea, îl citim, îl completăm, puteți să faceți pauze după fiecare recomandare, să vedem dacă sunt comentarii din public. Înainte de a începe, văd că se fac fotografii. Organizatorii acestei conferințe vă vor expedia imediat după ce se termină conferința, vă vor expedia și prezentarea raportorilor și ceea ce decidem la final că vor fi recomandările. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Eu sper că am capturat, am formulat din discuțiile care au avut loc. Deci am capturat totul și am înțeles, formulat corect, sper, iar dacă nu în proces discuții putem să cizilăm, am înțeles, trebuie să și votăm încă pentru fiecare. Da, deci în discuțiile și experții și pe urmă participanții când au intervenit, de câteva ori s-a referit cumva la o reglementare insuficientă a regimului de cadouri pentru medici, da? Și cumva primele două recomandări vizează acest lucru, poate trebuie să le unim, da? Să le integrăm într-unul, că fie că nu este suficient de reglementat în sensul definițiilor, noțiunilor, alții s-au referit la chiar la elaborarea careva documente și strategie în sensul ăsta. De ce formulăm generalist reglementarea, dezvoltarea regimului de declarare a cadourilor sau revedere, regândirea regimului existent, fiindcă și experții spusese că acest lucru cumva este cel puțin tangențial în codurile de etică în domeniu. Unii colegi când au intervenit s-au referit și la o reglementare foarte slabă a relaționărilor medic și prestator privat. Cred că parvine această recomandare direct din concluziile cu privire la riscurile care persistă în sistem. La fel, nu este suficient de bine reglementată activitatea concomitentă a medicilor în sistemele public și privat de ocrotire a sănătății. Continuarea și amplificarea eforturilor de digitizare. Eu până în ziua de azi nu am deprins cum chiar corect și care e diferența între digitizare și digitalizare proceselor în sistemul de ocrotire a sănătății. De fapt, asta e specific pentru orice domeniu. Da? Digitalizarea proceselor care diminuează factorul uman în luarea unor decizii, respectiv previne crearea nodurilor de
nodurilor corupționale în prestarea serviciului. O recomandare foarte amplă cu privire la revizuirea locului și rolului CNAM în sistemul procesului de prestare a serviciilor. Chiar și în ultimele intervenții s-a vorbit despre existența codurilor deontologice, a comitetelor de etică, dar a zis și doamna Rusu Grama, nu știm ce să cerem de la ei, fiindcă nu le-am spus ce trebuie să facă. De aceea ar trebui să ne referim și la asta. Și ultimele două vin de la colegul Eugen și o să-l rog el să explice ce au tânări. Da. Noi am adăugat încă câteva recomandări. Ele nu au fost explicit, hai să spunem, discutate aici, dar totuși noi am simțit că trebuie să le includem. Prima răspunde mai mult la o întrebare, dar cum trebuie să progresăm mai departe, cum trebuie să organizăm acest proces de elaborare a strategiei. Deci există un răspuns deja, hai să spunem, clasic, că nu trebuie să elaborăm o roată sau să inventăm o roată, dar trebuie să utilizăm deja ceea ce este existent și bine cunoscut. Și acest lucru bine cunoscut se numește abordare bazată pe drepturile omului. Deci, în orice domeniu, noi trebuie să implementăm sau să luăm baza metodologică această abordare. Ce acest lucru înseamnă? Sunt trei elemente cheie. Prima, trebuie, când elaborăm ceva, o strategie, un plan, legislație, un regulament, altceva, trebuie să bazăm acest lucru pe standardele internaționale existente în domeniul drepturilor omului. În acest sens avem dreptul la sănătate și, din punct de vedere legal, acest standard este destul de bine dezvoltat în domeniul drepturilor omului și, plus, dacă vorbim despre problematica corupției, avem și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. Iată standardele de bază pentru noi în acest domeniu pe care discutăm astăzi. Al doilea element. Implicarea activă persoanelor care au tangență cu tematica. Deci, implicarea instituțiilor publice, deci purtătorilor de obligații în domeniul dreptului la sănătate, deci Ministerului Sănătății, instituțiilor respective, și implicarea activă și cu sens a persoanelor care au drepturi, deci deținătorilor de drepturi. În primul rând, pacienților. De exemplu, în domeniul HIV și inițiativa pozitivă lucrează în acest domeniu foarte strâns, vedem că în acest domeniu avem mai multe organizații, înregistrate, active, cu experiență și putem să înregistrăm progresele peste ani în acest domeniu destul de bune, plus vedem că când avem asociații obștești active care cooperează în mod pragmatic cu instituțiile publice și există și deschidere în acest sens din partea instituțiilor publice, apoi avem și rezultate. De exemplu, în domeniul HIV noi putem să înregistrăm un procentaj destul de sporit de satisfacție din partea pacienților, încrederea din partea pacienților în ceea ce fac medicii care lucrează în domeniul HIV, în sens de calitatea serviciilor prestate și alte lucruri. Deci, existența societății civile active în diferite domenii și implicarea societății civile în aceste procese este crucială. De exemplu, în domeniul oncologiei nu prea cunosc asociații obștești active, independente în acest sens. Și înregistrăm și cam cunoaștem că cam sunt probleme în acest domeniu. Deci, o idee în această privință ar fi susținerea dezvoltării societății civile sau asociațiilor pacienților acolo unde ele nu sunt sau sunt mai slabe sau insuficient active.
Și al treilea element, abordării bazate pe drepturile omului, asta e, cum în limba engleză se spune, accountability sau responsabilitatea sporită a instituțiilor publice și transparența. Noi trebuie întotdeauna să organizăm toate procesele în mod transparent, să informăm societatea despre ceea ce a fost planificat, ce rezultate avem în parcursul implementării. Aceste informații trebuie să fie, nu, cam generale, dar însoțite cu date concrete, cu informații specifice, prin care putem să, într-adevăr, să vedem unde mergem, să stagnăm, să progresăm, să regresăm și așa mai departe. Și plus asigurarea transparenței pe tot parcurs. Și cu acest moment de transparență sau principiul de transparență este legat și cu următoare recomandare, dezvoltarea stock management system pentru medicamente. Această recomandare este mai specifică, dar este legată cu digitalizarea. În timpul pandemiei COVID-19 noi am înțeles că practic în sistemul medical nu există un sistem informațional privind disponibilitatea medicamentelor în țară, stocurilor, în diferite instituții publice. Deci fiecare instituție deține aceste informații, dar pentru Ministerul Sănătății aceste informații cam sunt mai puțin cunoscute. De ce? Pentru că nu există un sistem digitalizat. Practic, toate procesele au fost organizate sau pe hârtie sau prin e-mail. Și dacă noi dorim să aflăm ce medicamente și în ce cantități și unde avem în țară, aceste informații trebuie să fie cam calculate, colectate în mod manual. Și asta ia 3, 4, 5 zile, dar înțelegem că când am avut situația de criză, deci asta e un lux ca să cheltuim 3, 5, 7 zile ca să nu mai colectăm informații. Deci noi trebuie să acționăm mai urgent. Și noi, de atunci noi am venit cu un sistem foarte de bază. Acest sistem puteți să verificați prin website-ul care este numit tender.health. Deci până acum este disponibil prin website și prin acest sistem noi am monitorizat ce este procurat în această situație pandemică, criză pandemică, și cu ce preț, și de ce instituție, și cine a vândut anumite lucruri, și așa mai departe. Și prin așa fel de sisteme digitalizate, care sunt reînnoite cu informații în regim practic, în timp real, este posibil de analizat mai multe lucruri, de văzut trendurile, de identificat lacunele, de exemplu, de ce un dezinfectant la o instituție a cumpărat cu 100 de lei, dar aceeași dezinfectant a fost procurat de o altă instituție cu 1000 de lei. Deci, ușor de văzut aceste lucruri. Și apoi a fost elaborată această idee de stock management system pentru medicamente, care va fi în dispoziția și ministerului și cetățeanului. Și în regim online putem să verificăm ce medicamente noi avem în fiecare spital aparte. Și apoi așa fel de lucruri, cam iată, medicii spun că nu avem medicamente și trebuie să mergeți la farmacie și să le cumpărați singuri. Deci ele vor dispărea cu timp, pentru că în regim online vom avea aceste informații. Într-adevăr, avem aceste medicamente sau nu avem în stoc, în spital. Și pentru Ministerul Sănătății așa fel de sisteme vor fi foarte necesare, nu numai în perioada pandemică, dar și în orice perioadă. Pentru că asta îi ține de managementul operativ, colectarea informațiilor și
utilizarea tehnologiilor noi. Deci, TOR pentru Stock Management System deja a fost elaborat, rămâne că toate analizele, feasibility study și alte lucruri au fost făcute, rămâne numai ca să găsim bani și să mergem mai departe cu o decizie că, iată, acest sistem deja tot. Trebuie să fie... Tot elaborat. Știm cât costă aceste sisteme. Da, deci a rămas... ceva puțin. Decizia și bani. Și vom fi mai bucuroși. Și putem să asigurăm și mai multă transparență și satisfacție din partea pacienților, dar și pentru tot sistemul medical. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Înainte de a face concluziile cu experții, haideți să discutăm pe baza a ceea ce vedem pe ecran cu participanții și am văzut mai devreme o mână ridicată, cineva vrea să intervină, vă rugăm să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Natalia Vâlcu Bajorean și sunt președintele Asociației Viață Fără Leucemie. Noi, de fapt, reprezentăm o asociație a pacienților oncologici. Din nefericire, și eu și copilul meu, noi am fost afectați de această boală, doar că eu am ales să apăr drepturile copiilor, deoarece știu că ei au mai multe șanse. Nu știu, eu mulțumesc bunului Dumnezeu că astăzi sunt bine, nu știu, luna viitoare încep controlele, ce vor arăta, vom ști, cel puțin astăzi eu sunt aici pentru a apăra și a ne expune din punctul nostru de vedere. Țin să mulțumesc mult experților și celor care au efectuat studiul, pentru că noi cunoaștem ce înseamnă asta. Vorbesc deoarece în anul 2019 asociația noastră a efectuat un studiu de monitorizare a implementării planurilor sectoriale, planului sectorial de acțiuni pe domeniul sănătății. Cei drept, noi am monitorizat doar primul an de implementare a acestui studiu, acestui plan și doar pe două componente, ce ține de îmbunătățirea accesului la informație și managementul riscului de corupție în sistemul sănătății. Pot să vă zic că în 2020, când noi am prezentat concluziile noastre, ele arătau destul de optimiste, deoarece din 51 de indicatori, la acel moment 36 erau realizate sau în proces de realizare, rămâneau doar 15 nerealizate la primul pilot, 40, din 48, 39 realizate la a doilea pilon. Nu o să mă dau în detalii. Ideea este că acum, uitându-mă peste aceste priorități, eu văd că multe din ele încă sunt în planul vechi. Deci foarte multe ar fi bine de văzut, nu știu, poate a mai făcut cineva o monitorizare, implementare a planului vechi, deoarece eu sunt sigură că multe din ele pot fi cu ușurință preluate în această nouă strategie. Plus la toate, noi vorbim că suntem ca și pacienți în situații de vulnerabilitate, deoarece nu avem prea mulți medici buni. Dar ce facem noi ca să avem medici mai buni? Și eu aici nu vorbesc doar de majorare de salariu. Deci noi aici trebuie să vorbim și să lucrăm foarte mult la îmbunătățirea calității. Și aș vrea foarte mult ca aceste astfel de acțiuni să se reglementeze aici. Nu vorbesc de instruirea medicală, nu. Cu asta noi o ducem foarte bine și universitatea noastră produce studenți foarte buni. Eu vorbesc de sistemul de management a calității în fiecare instituție. Plus, la toate, deja, ca să depășim poate momentul legat de umilința medicilor, atunci când primesc mită sau celor care sunt nevoiți să dea mită, ca o recomandare, într-un spital privat, ca o practică, este o boxă pentru donații, pentru o organizație caritabilă. Puteți să alegeți organizația noastră, nu sunt împotrivă, deoarece noi suntem unica organizație care ajutăm copiii de la oncologie de la noi. Și dacă ne invitați să instalăm boxa noastră la dumneavoastră în instituție și toate plățile neformale care nu credeți că este moral să le acceptați, le puteți pune acolo. Vă mulțumesc! Da, era vorba de cadouri, deci cadouri care fizice sunt. Acceptăm și cadouri, noi pe urmă le vindem la licitație și banii folosim în scopurile noastre. Foarte corect, foarte corect. O inițiativă la care merită să ne gândim. Doamna Rusu-Grama, înainte de asta vreau să văd dacă mai avem întrebări și apropo, da, avem medici astăzi?
cei care profesează propriu-zis avem printre noi, eu aș vrea să aud și o părere a lor. Până medicii prind curaj, ascultăm aici opinie. Goraș Andreea, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destemițeanu. Dacă tot am atins astăzi subiectul pentru o nouă strategie anticorupție și avem punctul cu rolul CNAM, aici cred că ar fi trebuit inclusă și revizuirea procesului de selectare a companiilor farmaceutice pentru toate medicamentele compensate și totodată pentru instituțiile medicale private care ulterior prestează servicii medicale. Adică revizuirea procesului, inclusiv simplificarea caietului de sarcini pentru combaterea stabilirii unui monopol pe piața dispozitivelor medicale și totodată a companiilor farmaceutice, fiindcă cunoaștem cu toți că este o problemă foarte gravă. Dacă verificăm și analizăm tenderile de stat, acolo avem maxim 5 sau 6 companii care ne sunt cunoscute de toți. Asta vreau să întreb ce a zis doamna Rusu Grama, câte avem în țară, pentru că sunt cazuri când ele chiar sunt puține și dețin și monopolul. Haideți să vedem propunerea viitoarei medic. Da, domnule Barbaroșe, vă rog mult. Eu aș vrea o întrebare simplă. Câte companii credeți că ar fi normal să existe în Moldova? Licitați, câte? Eu cred că mai mult de 5 nu pot exista. 1, 2. Eu cred că este vorba despre mărimea țării. Am citit cândva o concluzie a unor cercetători din Chile. Chile este nițel mai mare decât Republica Moldova. Și concluzia era următoarea. Chile nu poate să asigure independența evaluării instituțiilor de învățământ pentru că țara este prea mică. Eu cred că mă cer și toate și la noi. Îmi dați voie să mă expun. Nu cred că este corect să punem o limită oarecare câte companii trebuie să avem pe țară și fiecare antreprenor, proprietar al unei companii farmaceutice sau care are intenția de a fi un distribuitor al careva dispozitive medicale, produse medicale, cred că ar avea, este însă și dreptul întreprinzătorului de a aplica la aceste tendere de stat achiziții publice și de asemenea de a fi în rând cu ceilalți în cazul în care poate oferi un preț mai bun. Dar deseori din experiența proprie din cercetările personale, chiar dacă unele companii mai mici ofereau un preț de asemenea mai mic la unele produse farmaceutice sau dispozitive medicale, oricum, cum s-a indicat și la începutul studiului, erau incluse careva caracteristici tehnice intenționat pentru cumva a stopa sau pune careva pedici ca și ceilalți să poată să participe sau să câștige acest tender ulterior. Sper că vă succede. Haideți să vedem propunerea doamnei Rusu Grama și pe urmă vrem să auzim poziția medicilor, părerea medicilor care sunt astăzi cu noi. Apropo de ceea ce propuneți dumneavoastră cu numărul de companii, poate ca o propunere pentru raportul de astăzi ar putea să fie simplificarea procedurii de achiziție pentru ușurarea posibilității dezvoltării licitațiilor internaționale. Și în cazul ăsta, la ofertă ar putea să vină și multe alte agenții internaționale. Eu am fost implicată în careva proiecte internaționale și am văzut că atunci când se face licitație internațională, ofertele de prețuri și calitate câteodată sunt mult mai mici decât ceea ce oferă cei locali și atunci poate ar fi o soluție, dar întrebând instituțiile de ce, ei spun că ei au multe bariere ca să facă asta la nivel internațional. Dacă cu referire la recomandările dumneavoastră, propunerea mea ar fi ca să le structurați așa cum sunt prioritățile Ministerului Sănătății, deci ca să fie mult mai simplu să înțelegem care și cui trebuie de făcut și la ce nivel. Deci dacă voiam despre transparența la nivel, care este prima prioritate, transparența la nivel de autoritate centrală și instituții. De exemplu, propunerea domnului jurist de la AMT Centru că să fie clar făcute listele cu declararea conflictelor de interese sau tot ce a fost astăzi spus, noi putem să grupăm pe aceste priorități.
O propunere la care voi insista foarte mult și mă bucur că a sunat și din sală această susținere, managementul calității, dar eu aș dori să atenționez revederea instrumentelor Companiei Naționale de Asigurări de măsurarea calității serviciilor prestate de instituțiile contractate de companie. CNAM-ul trebuie să aibă niște instrumente și niște metodologii foarte clare, transparente, dar dure, cum se măsoară calitatea serviciilor care îi le cumpără pentru noi ca beneficiari. Și în cazul ăsta, cred că se vor duce foarte multe semne de întrebare. Deci ei ar trebui să fie responsabili de calitatea care noi o plătim și ne spunea doamna Bostan că nu e mulțumită. Deci până la urmă își prezint mulțumință afară de medic sau față de compania care îți plătește polița. Noi trebuie să revedem astăzi totuși structura serviciului de sănătate din Republica Moldova. Fiindcă nu mai este cândva că noi cerem doar de la instituții. Există CNAM în mijlocul acestei relații și atunci noi trebuie să vedem rolul ei foarte, foarte important. Un moment aparte ar fi promovarea climatului etic și iată aici noi vorbim despre toate cele relații și aici noi vorbim despre reglementarea medic, instituție publică, medic, instituție privată. Noi nu zicem excluderea, dar în cazul în care un medic lucrează, și eu știu așa cazuri, îmi pare rău să o spun astăzi, dar eu știu, lucrează fix în aceeași funcție ca medic de aceeași specialitate într-o instituție privată. Venind pacientul la el, el zice, a, la noi nu e bun chiar aparatul acum, s-a cam defectat, vină la mine după masă, sunt iată orele acolo și de ce? Fiindcă el primește procente la cea publică din acest pacient. De la cel privat, da. Și atunci medicul mergând mai, nu medicul, dar pacientul mergând mai departe la administrația instituției și întrebând cu adevărat chiar aparatul ăsta este defect? Nu, el era procurat de un an de zile, era nou. Medicul din start făcea un lucru incorrect. Deci ea trebuie de revăzut totuși care este acest risc de mare și cum noi îl punem în niște limite. Și n-am văzut reglementat sau ca propunere reglementarea relației medic-companiei farmaceutic, ceea ce spunea și colegul nostru, ca să fie foarte clar unde se declară, care este acea procedură, fiindcă la un moment dat a venit un ordin în instituțiile medicale că sunt absolut interzise conferințele finanțate de către companii farmaceutice, ceea ce au nemulțumit cumva medicii, spunând că câteodată erau foarte utile, deci și chiar iarăși să tăiem prin negare absolută nu este corect. Trebuie să vedem niște plusuri și niște minusuri la tot acest proces. Deci și ultimul, cel unul important, deoarece avem societatea civilă, este dialogul activ care trebuie să fie în societatea cu instituțiile și reprezentanții societății civile, care astăzi totuși este mai puțin vocal în sensul în care pacienții noștri, ne fiind mulțumiți ce fac, sună la linia verde, la Ministerul Sănătății și sărmanii deja de la linia verde sunt, știți, pompierii cei care trebuie să stângă focul și mă bucur CNA-ul, dacă avem în sală astăzi reprezentante CNA, deci au făcut pe 2022, doi au avut o campanie foarte mare de sensibilizare a populației într-un fel, unii să se adreseze și iar acolo era telefonul verde Ministerul Sănătății, telefonul verde CNA. Cred că aici parteneriatul cu reprezentanții structurilor non-guvernamentale ar fi foarte important, unde am putea să facem mult mai vocală vocea pacienților, nesatisfăcuți de calitate. Fiindcă și socială nu de la medicul X, dar s-o ceară de la cel care, unde el plătește asigurarea, CNAM-ului. Și atunci când noi toți vom cere de la CNAM să ne dea calitate, eu cred că poate CNAM-ul nu se va porni. Da. Doamna Cibotaru, doar că am văzut acolo o mână ridicată și bănuiesc că e o completare. Așa, vă supărați dacă oferim cuvântul doamnei Cibotaru. Vă rog, doamna Cibotaru. Eu îmi cer scuze, eu trebuie să fug în altă parte. Puteți spuneți pe ecran recomandările. Eu vreau doar să vă propun anumite îmbunătățiri. Da, exact. Într-adevăr, primele două puncte pot fi unite, dar nu contează. Reglementare, regim de relaționare medic-prestator privat, companie farmaceutică. La 4, puneți în paranteză, vă rog frumos, cuvântul incompatibilități, virgul pantuflaj.
De ce? Pentru că asta, pentru ce ne-a spus, o să fie mai clar. Când vorbim despre sponsorizări, eu nu am văzut, eu aș propune să fie formulat cumva verificarea implementării acelei hotărâri de guvern despre care se vorbea, cu sponsorizarea de către companiile farmaceutice și crearea unui mecanism de aplicare sau de soluționarea conflictelor de interese. Asta înseamnă că după eveniment doar, experții doar vor redacta, vor îmbunătăți ceea ce avem acum pe ecran. Incompatibilități. Asta e ce am vrut să spun, doar că să fie clar că atunci când vorbim despre sponsorizări apar situații de conflicte de interes. Ce spunea doamna Gramă cu loializare, asta și vorbește, în loc să fie loial interesului public, în cazul de fapt persoanei care are dreptul la tratament, el este loial interesului privat, care e sigur un trai mai bun. Eu îmi cer scuze pentru intervenție. Microfonul, vă rog. Încă o dată, vă rog, hotărâre să repetați. De guvern 944 din 2018, adică 944 referitor la promovarea etică a medicamentului, adică ECN. Îi mulțumim, doamne Cibotaru, pentru participare. Nici noi nu mai avem mult timp din acest eveniment, dar am să rog mai devreme. Da, e conectat. E conectat acum, vă rog. Vreau să mă numesc... Mai jos un pic microfonul și vă las în pace. Da, mă numesc Rodica Guțu, reprezint societatea civilă. Vreau să vin ca completare la această strategie. Noi chiar la Ungheni vom implementa anul acesta un proiect monitorizarea achizițiilor publice realizate de Spitalul Raional Ungheni pentru creșterea gradului de transparență și reducerea, prevenirea riscului de corupție. Și făcând cercetare, fiind autoare de proiect, am văzut că în grupurile de lucru nu este clar componența. Și ca strategie, eu mă gândesc că de a revizui cine sunt participanții în grupurile de lucru. Societatea civilă nu sunt acei competenți care pot să revizuiască, care doar ce înseamnă când noi facem achizițiile publice. Este se constituie un grup de lucru și, ca de obicei, acolo sunt și conflicte de interese. Iată, da. Sigur, dar până acum nu era clar, nu a fost transparent. Noi am analizat portalele lor web, mai puțin. Adică gândesc, dacă vor fi digitalizat toate etapele, planificarea achizițiilor, toate documentele, astfel vom reduce și monitorii. Iată să fie și independent monitorizare în afară de curte de conturi, cine face, să fie resurse financiare, microfinanțări pentru societatea civilă de a face monitorizare. Mulțumesc. Vă mulțumim. Ministerul Sănătății să adauge ceva? Da, așa, vin cu niște completări, colegii referitor la recomandări. Deja comentariile referitor la digitizarea serviciilor sănătate le-am făcut și în planul guvernului, proiectul planul guvernului, la fel este partea asta cu tracking a medicamentelor, adică urmărirea sistemului este, adică deja uitați câte recomandări sunt aici. Referitor la achizițiile în sănătate, la fel fac trimitere la proiectul planului de acțiune a guvernului și chiar vă îndemn, vă rog foarte mult. Una din acțiuni este elaborarea proiectului hotărârii guvern cu privire la regulamentul achizițiilor în sănătate. Și apelul meu către dumneavoastră, reprezentanții societății civile, specialiști, medici și șefi de instituții medicale, am văzut aici în directori, șefi de spitale, atunci când proiectele sunt plasate pentru consultări publice pe particip.gov.md, vă rog, veniți cu propuneri, comentarii. Experiența de funcționar public în Ministerul Sănătății, îmi pare foarte bine că suntem foarte activi la discuții, dar când punem proiectul de hotărâri de guvern, pentru a obține comentariile cetățeanului Republicii Moldova, ele nu sunt. Bănuiesc că proiectul hotărârii guvern va trece și etapa de analiza impactului reglementare, adică va trece și un alt filtru, dar părerea și opinia dumneavoastră și competența, experiența dumneavoastră, expertiza dumneavoastră, la sigur va produce un produs care să fie util nouă tuturor. Vă mulțumesc și încă o dată
planul de acțiune a Guvernului, ați văzut că este unul așa, care adică acoperă mai multe din cele ce au fost discutate astăzi în, în cadrul evenimentului. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult și eu aștept opinia unui medic ca să putem să votăm în ghilimele și, și să încheiem evenimentul. Vă rog mult? Da? Am înțeles. Eu nu voi insista pentru că fiecare are motivele sale. Domnul Golosceapă, vă rog, ultima concluzie. Ultimul cuvânt? Da. Sper că nu, nu ultimul, cel puțin, ok, dar în cadrul acestui eveniment. O mică remarcă privind problematica achizițiilor. Foarte corect au fost propuse recomandările, inclusiv și privind achizițiile la nivel internațional, totuși uneori noi vedem că când noi facem ceva, uneori pare că introducem ceva nou, ceva progresiv, dar dacă nu suntem atenți la detalii, apoi putem să vedem că creăm niște impedimente și bariere care nu prea sunt necesare. În cazul achizițiilor, cunoaștem că anterior TET a fost făcut pe hârtie, da, pe suport de hârtie, deci compania a semnat ceva, a pus ștampila și a trimis. Da? Acum, deja câțiva ani, noi am implementat sistemul M-Tender, un sistem super performant, mai performant decât Prozor în Ucraina, dar totuși acest sistem, când compania participă în achizițiile publicate acolo, ea trebuie să aibă o semnătură electronică. Deci pare că din Republica Moldova. Deci pare că nu există bariere pentru participarea companiilor internaționale, dar această cerință că compania trebuie să semneze toate documentele cu semnătură electronică eliberată în Republica Moldova, asta înseamnă că numai companiile din Republica Moldova pot să aibă această semnătură. Și noi cam am creat singuri această problemă, când de fapt o interziceri pentru participarea companiilor internaționale nu sunt în legislație, dar în practică, prin cerințele de așa fel, noi chiar am închis achizițiile numai pentru cei care sunt înregistrați în țară. Deci, și așa fel de exemple cam putem să regăsim. De exemplu, recent guvernul a aprobat unele regulamente privind achizițiile de valoare mică și nu a ținut cont de recomandările societății civile și asta e rău. Și cred că peste ceva timp vom reveni, vrem, nu vrem, la aceste regulamente care iarăși trebuie să fie revăzute și revăzuite. Și apropo, aceste probleme sunt relevante și în domeniul sănătății. Deci, cam așa. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Având în față, vă rog frumos, este acest moment oficial, da, știu, dar cu promisiunea experților și a echipei proiectului că după ce se termină conferința de astăzi vor fi redactate și îmbunătățite la nivel de conținut sau stilistic gramatical aceste propuneri. Haideți să vedem dacă aprobăm această listă de propuneri pentru noua strategie anticorupție, strategia națională. Nu știu dacă neapărat trebuie să ridicăm mâinile, dar dacă nimeni nu are nimic de comentat, înseamnă că votul este unanim. Prin consens. Exact. Avem consensul tuturor participanților? Eu vă mulțumesc tare mult. Și doamnelor și domnilor, cu sigur, nu văd mâini ridicate,
N-am scăpat pe nimeni și atunci îmi permit să închei evenimentul de astăzi, organizat cu suportul proiectului Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei cu finanțarea Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare. Mulțumim tuturor pentru opiniile exprimate și implicarea în dezbateri. Părerea și experiența fiecăruia dintre dumneavoastră contează pentru următoarea strategie națională anticorupție. În continuare, vă invităm să facem o fotografie cu toată lumea și să continuăm socializarea la o pauză de cafea. Eu vă urez o zi liniștită și multă sănătate!